Doamnelor, domnilor, fanaticilor, bună dimineața și bine ați revenit la Fanatic Show, emisiunea noastră, cea de luni, marți, vineri, de la ora 10.30, în direct și în exclusivitate, pe site-ul fanatic.ro, așa cum se întâmplă și acum. Iar în aceea zi, de la ora 17.30, puteți să o revedeți sau să o urmăriți în premieră pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanović. Avem multe subiecte astăzi, bombă mare aseară, o să discutăm imediat, chiar avem un subiect pe tema asta care o să vă facă plăcere. Bombă mare aseară, Dinamo câștigă cu 2-0 pe terenul campioanei României la Farul. Dar ca orice emisiune cu ștaif, da, ca orice emisiune care se respectă, începem prin a mulțumi sponsorilor, cei care sunt alături de noi și ne ajută și ei să facem spectacolul cu care sper eu că deja v-am obișnuit, spectacolul exclusivităților, al declarațiilor, al analizelor, al polemicii și așa mai departe. Un spectacol care, iacătă, a adus pe pagina de Facebook Horia Ivanović 100.000 de prieteni, da? Am împlinit 100.000 de prieteni, aniversăm 100.000 de prieteni, 100.000 de români care cred în Fanatic și pentru asta vă mulțumim mult de tot. Mulțumim Superbet, sponsorul principal al emisiunii și liderul pieții de gambling din România, pariuri, casino, tot ce vrei, tuluri, cote, Gianni, de toate, cum să spun... Pachet full, da, full option. Și mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii. Trupă puternică aici, Gianu Schiriță cu altă față. Ia uite ce s-a luat pe ele, ia. Sacou roz, normal, gata. E, da. Andrei Bochin, salut Andrei, bine ai venit. Bună dimineața. Și Florin Gardoș, salut Florine și bine ai venit. Deci Chiriță, Vochin, Gardoș, cu ei atacăm începutul de emisiune Oameni Buni. Și asta vă spuneam, avem foarte multe subiecte. Imediat o să vedeți o prima legătură foarte, foarte interesantă. Dar înainte de asta, da, așa, trebuie să mă dau și o mare. Da, da, e momentul meu, ca să zic așa, da? Ca să înțelegem, să ne înțelegem, da? Trebuie să mă dau mare, că n-am cum să mă dau mare, da? Că n-am cum să nu mă dau mare, da? Da, asta e, unii o să mă înjure, dar n-am cum, deci n-am cum, am stat și m-am gândit azi noapte. Bă, spun, nu spun, mă dau mare, nu mă dau mare. Mai înțeleg și zic, bă, asta e, asta e viața, mă dau mare și asta, asta e. Fii atent, ia puneți pe ecran ce scrieam eu ieri pe la 17 și ceva, cu 3 ore, 2 ore jumate înainte de meci, lui Gianni Chiriță. Ia să vedem, mă, băieți. Ia. Conversație WhatsApp între Ivanović și Chiriță ieri la ora 17.23. Gianu, salut, ne vedem mâine în studio? Da, să trăiți, da, zice el. La care eu vin și zic, Vochin, ia uite. Diseară Farul Dinamo, marea surpriză a etapei. Rezultat bombă, da? La care Gianni, mă faci să râd și multe din astea. Gianni, cum a fost? A fost așa? Așa a fost, doar că îți dai seama... La un moment dat mă gândeam, ce bă, zici, bă, Andrei? Glumește, nu glumește, dar de ce să-mi zică la meciul ăsta, ce se întâmplă, de unde și până unde? Și pe urmă l-am întrebat pe Horia, argumentează-mi. Și exact așa a zis, bă, pe fondul slab al Farului și plus că Dinamo la un moment dat trebuie să bată. Și că nu joacă lui Izmuntean. Da, și că nu joacă lui. Și la un moment dat Dinamo trebuie să bată. Și uite că așa a fost. Bravo, Horia. Da. N-am ce-s, gata. A? Gata. Bravo. Băi, deci... Nu-mi zice și mie să pun un bilet? Da, dar la asta mă gândeam. Deci fii atent, jur că la asta mă gândeam. Zic, băi... Dai seama, toată lumea o să scrie că, că vrea să le zici rezultatele. Cât o fi fost, mă auzi, bă, cât o fi fost cota la Superbet, jur că mă... Azi noapte... Azi noapte, eu nu pariez, nu le-am. Chiar nu le-am, adică nu, la mine nu-i vrăjeală că, domne, mă prefac eu. Că dacă pariam, vă spuneam, n-am nicio problemă. Avem sponsorul principal, cea mai tare casă de pariuri din lume, dar eu nu pariez, nu le-am, n-am timp în primul și în primul rând, mai înțeles așa. Mint, știi când pariez? Doar când sunt turnee finale. Da, păi de... știu. Asta vreau să spun, când mi-ai arătat biletele alea pe 2014 sau nu știu când. Bune? Hai, lasă, că vrei să-ți strizi ziua chiar de dimineață. Așa. Bune, bune și alea, da? Da? A luat și acolo un cașcaval mare. Dar doar la turneele finale, atâta că atunci am timp, e turneul final. Așa de zi cu zi. Bă, da, mă gândeam azi noapte, zic, mamă, cât a fost ăsta la Superbe, la Victorie. Și mai înțeles, i-am sunat pe colegi și zic, și mi-au zis, nu știu, 5, 6. M-am uitat dimineață, 6. 6, cotă. Mamă, zic, dacă puneam și eu acolo, mai înțeles, 10 milioane, luam și eu 6.000 de lei. Ăla eram, știi? Mi-a fost puțin ciudat azi noapte, da, mie că mi-ai dat murând. Deci, mă, încă o dată, da? Mare, pe tot ecranul.
Ardeleanu, n-am ce, bă, trebuie să mă dau mare, n-am ce să fac, da? Deci ieri, 17:23, da? Da? Și credeți-mi, jur că e reală conversația, adică nu e vorba vrăjeală sau ceva. Geanu, salut, ne vedem mâine la ea în studio, adică azi, da? Să trăiți, da, cum zice Geanu, cum ieri, simpatic. Zic, diseară e farul Dinamo, marea surpriză a etapei, rezultat bombă. Asta mă, Geanu, mă, fac să râd, zice Ge. Iete-te, că te-am făcut să râzi. Dar mie să-mi dai mură în gură și să nu pun, tu-ți dai seama că vine rău acum? Acum? Da, da. Acum o duci într-o zonă pe care am descoperit-o aseară, că am văzut meciul cu un prieten. Bă, când s-a terminat meciul, da, are un grup de vreo 50 el de ăștia care joacă fotbal și microbiși, practic. Bă, jumătate din ei au început să... că e blat, că a fost blat, hai, că nu știu hai, ce, că a fost stabilit. Și am zis, băi, fraților, bă, dar nu mai are voie Dinamo să bată o dată. Nu are voie de ca să nu fie vreo suspiciune. Hai să vă spun pe scurt la ce m-am gândit eu. Așa, eu nu mă dau un vânt după farul din acest campionat. Nu m-am dat, nu m-a convins aproape niciun meci, mai înțeles, și nu e, că nu, adică o spun asta cu tot dragul de gică, de Hagi. Mai înțeles, pentru că și el, e clar, are și el niște dificultăți din a găsi soluții. L-am văzut și la conferință. Da? Așa. Deci, pe mine nu m-a impresionat farul. Da? Așa. Știam că nu joacă Luis Munteanu, care contează enorm, așa. Ți-am zis, partidele farului nu mai au consistența care o aveau în trecut. Înțelegi? Iar Dinamo, meci de meci, da, de asta a fost analizat, a pierdut la limită de multe ori pe un muriaș ghinion, pur și simplu, nu intra mingea în poartă sau la orice ocazie adversarilor le intra mingea în poartă. Și am zis, bă, trebuie să fie un declic. Totuși au adus niște jucători, trebuie și bulanul ăsta și jocul până la urmă bun al lui Dinamo în multe momente, nu foarte bun, dar bun. Adică de rămânere în Superliga, bă, trebuie să se întoarcă. Iar eu cred în destin. Și zic, băi, acum, nu știu, așa am simțit. Mă, acum va fi. Dar ce zice, da, zice Jerry, vorbeam în timpul meu și ce mai întrebam, mă, cu Singapore? Cum ai zis? Băi, dar tu ai... Tu ai ceva pe acolo, zi ai repede. Ceva combinații. Zim ceva, zici și da. Mie ca să... Na. Și la care eu zic, bă, îmi pare rău, n-am, că mi-aș da. Plăcut să am mai înțeles, știi? Înțelegi? Deci, Janos... E pe bune? E pe bune, da. Da. Ai rămas mască? Da. Sper să mai îmi dai acum. Gata, te ascult. Da. Deci dacă te întreb eu, nu mai trebuie să-mi trimiți un mesaj. Da. La 1-0 ce ai zis când ai văzut 1-0? La 1-0 zic, băi, stai-mă puțin. Nu e... Pe urmă, când am văzut jocul farului și am văzut că n-au nicio șansă, nicio șansă. Știi ce vorbeam în minutul 60, amândoi? Da. Și vorbeam amândoi în minutul 60 că n-au nicio șansă. Că vorbeam noi, că mi-ai zis tu la un moment dat, bă, mai sunt 30 minute, zic, da, dar zic... Tu ai ochi și tu mi-ai zis, da, mă zici, așa e, nu prea merge, că egalează. Și zic, nu, uite-te în joc, mai înțeles, uite-te în joc. Și zic, uite-te, mai, ai văzut că începuse farul să rateze. Și zic, vezi, și bulanul ăsta trebuie să se întoarcă și în favoarea lui Dumnezeu. Da, și la ocazia lui Larie. Exact, văzut, știi că discutam. Și la revedere. Adică n-am avut totuși senzație, și dacă le dădeau gol, nu știu de ce, n-am avut încredere că Hagi poate să întoarcă rezultatul de data asta. Mai înțeles? Bun. Haideți să facem să mergem la primul invitat prin Skype, nume mare, un nume uriaș, Adrian Mutu este în direct cu noi, antrenorul CFR-ului. Fii atent, prima transmisie din vestiar, din biroul antrenorului. Bravo, Adi, ce talent. Salut. Da, salut, bună dimineața tuturor. Salut, 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 salut. Ești la muncă deja? Da, 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 la 9, da. Eu când cum? Eu când văd vă dăm, auzi? Vă dă niște zmetine Luțu Varga după rezultatul ăsta. Pe ele, Adi, ce-ți zice? Pe ele, tată! Ia zi-mi, zi-mi, Adi, zi-mi, ați suferit așa la orgoliu și tu și Neluțu și băieții? Așa la orgoliu te întreb. Da, sunt... e normal pe undeva, pentru că nu ne place să pierdem. Cred că nimănui nu-i place să pierdă. A fost un meci de luptă contra unei candidate directe și bineînțeles că atunci când se întâmplă să pierzi pe undeva, să spun așa, cu un gol norocos, normal că te râcă așa, să spun, te zgârie puțin în orgoliu. Mm-hmm. Adi, da. Ai vorbit cu el, cu Neluțu, sau n-ați vorbit deloc de după meci? Am vorbit. A? Pentru că aveam și unele chestii, nu neapărat de meci, dar a fost o discuție mai mult de strategie în următoarele, să spunem, săptămâni, luni. Uh-huh. Bineînțeles că am vorbit și de meci, normal. Și vă știu că sunteți amândoi ambițioși, cred că ați fost așa loviți în orgoliu, cred că ăsta e cuvântul, nu amândoi, a? Se întâmplă, probabil nu o să fie nici prima, nu e nici prima și nu o să fie nici ultima, dar... importante au fost și lucruri bune în acest meci, importante să...
să învățăm din, să spun așa, din greșelile pe care le-am făcut și să mergem înainte și să fim mai buni. Asta nu avem ce face. Adi, eu îți urez să fie ultima, să ai numai rezultate bune, pozitive. Să, n-ai, vrea, să nu mai m-a auzi nicio înfrângere să nu mai. Aș vrea și eu, dar știi cum e în fotbal. Ce a zis Neluțu, Adi? Ce a zis patronul? Sunt chestii personale. E, nu, la general te întreb, că nu te întreb acum la virgulă. Am vorbit în special de acest transfer de lui Abeid pe care l-am făcut și care o să vină și astăzi. O să vină astăzi, o să fie la Cluj și într-un program de mâine cu noi. Mai mult despre lucrul acesta am făcut, pentru că era un jucător pe care ne-l doream și cu toate că era semnat cu noi din vară, ne-l doream acum. Și de meci, ce a spus Neluțu de meciul cu Rapidul? Cred că una peste alta nu cred că a fost chiar scorul, dar cred că totuși n-a fost total nemulțumit, că practic ați controlat jocul în multe momente. Cred că mai mult ți-am zis, orgoliul ăsta, supărarea, știi, că a luat bătaia acasă de la Rapid. Da, dar încercăm să fim luciți și să nu lăsăm orgoliul să ne influențeze în ceea ce înseamnă gândurile noastre și mai ales analiza despre meci, pentru că dacă ne uităm și pe raport și probabil și dumneavoastră aveți acolo Y-Scout sau eu știu alte platforme de acest gen, o să vedeți că datele și raportul spune altceva. Dar nu întotdeauna câștigă cine are o posesie mai bună sau eu știu cine câștigă duelurile sau cine e mai bun în dribbling-uri. A fost un gol norocos, iar după aceea, bineînțeles că n-am lovit puțin de acest bloc puternic defensiv al Rapidului și n-am reușit să-l desfacem așa cum ne-am fi dorit. Crezi că, paradoxal, a fost puțin ghinion pentru voi că, repet, paradoxal, că s-a accidentat Săpunarul și a intrat Cristea, care a jucat perfect? Nu vreau să vorbesc acest lucru. Cristea a intrat și a făcut treaba, putem ști acest lucru. Știi, probabil... Știm cu toții cât de important e Cristi în anvergura Rapidului, echipei, deci putem spune acest lucru. Am înțeles. S-a vorbit, ați fost acuzați, au fost foarte multe analize și aș vrea puțin să detaliez tu aici, ca antrenor. Ați fost principalul reproș care vi s-a adus, Adi, și să-mi spui dacă din punctul de vedere corect sau nu, este că ați fost foarte lenți. Vi s-a spus, am văzut prin studiouri, echipa Melcilor, că ați fi atacat lent și că de-aia până la urmă n-ați avut ocazii foarte multe și că ritmul a fost foarte lent, că ați fost o echipă lentă cu Rapidul. Bine, eu cred că se exagerează pe undeva. Într-adevăr, n-am fost cei mai rapizi și poate câteodată am fost lenți în a mișca mingea după o parte pe cealaltă, când în fața acest bloc defensiv, cum spuneam, și pentru a-i face să-și piardă distanțele, probabil trebuia să fim mult mai rapizi și mult mai, să spunem, să avem răbdare mai multă. Dar au fost și multe greșeli neforțate care ne-au costat în economia jocului și ne-a inspirat la ultima pasă, pentru că am avut câteva situații importante în care puteam să scoatem mult mai mult și aici mă refer, puteam să dăm gol. Dar n-am fost, spunem că n-am fost cei mai rapizi asta, dar nici echipa Melcilor. Cred că când ai o posesie de 65%, avem vreo 580 de pase făcute. Am încercat să găsim. Am spus, cam lenți în a mișca mingea după o parte pe cealaltă pentru a-i putea desface aici, dar aici sunt de acord cu cei care au spus acest lucru. Dar de aici până a exagera, că echipa Melcilor mi se pare prea mult. Nu te simt totuși atât de nemulțumit? Adică ai văzut, ai identificat și lucruri bune, nu? Normal că într-o înfrângere te influențează foarte mult rezultatul final și atunci tinzi ca critica să fie despre lucrurile care nu au ieșit și să te uiți mai mult în această parte, dar au fost și lucruri pozitive și cum spuneam. Avem un stil al nostru de joc, trebuie să credem în el. Câteodată când întâlnești echipe de genul ăsta, echipe bune, nu e ușor, se întâmplă și la echipe mai mari, dar trebuie să credem în acest proces și în stilul nostru și vor veni și victoriile, cu siguranță. Eu sunt convins. Bine, acum mai e ceva, Adi, îți trebuie timp și ție, până la urmă nu ești, nu sunt antrenori vrăjitori, nu cred că există, care să aibă o baghetă și să dea, cred că ai nevoie de timp, e logic. Ca antrenor e normal să mă uit la... Pot să spun așa, la ce înseamnă
bigger picture, la, din ansamblu și nu neapărat la tot ce n-a mers. Asta le știm și le încercăm să le corectăm. Încercăm să fim mai buni pe lucrurile astea care mi le-am spus. Dar am avut și lucruri bune, de la o posesie bună, de la precizia în pase, care e mult mai mare decât aceea echipei adverse. Dueluri câștigate în jur de 55%, dribbling-uri făcute bune în jur de 62%, adică practic am fost peste la toate capitolele pe foi. Numai că am fost și neinspirat la ultima pasă și am făcut... Bine, a venit și golul norocos, care cred că a schimbat mult, că probabil se termina un egal. Când e minutul nou gol, normal că se schimbă puțin paradigma meciului și încep să fie un meci diferit, pentru că Rapidul s-a închis. Și au avut și câteva ocazii importante pe contraatac, dar, repet, asta s-a întâmplat și meciul cu Petrolul. Trebuie să ne obișnuim că în astfel de situații oferim adversarului anumite posibilități de a marca, altfel n-aveam cum, pentru că fără a risca am încercat să egalăm până în ultima secundă, pentru că 1-0 sau 2-0 tot același, să spun, final e, cele trei punctele pierzi, așa că nu conta scorul, de aceea am riscat și încercat să dăm gol ca să cel puțin un egal să vă scoatem din acest meci. În fine, nu pot să contest foarte mult victoria Rapidului, în plan, victoria unei victorii, indiferent de ce să noi să analizezi, dar ca antrenor mă voi ști la astfel de lucruri, pentru că e normal că un meci nu schimbă ideile pe care le-am eu și sau valoarea echipei mele, așa că mergem înainte, învățăm, încercăm și acum știm că și în astfel de echipe sunt momente în care trebuie să fim mai buni și asta vom face pe viitor. Sunt convins că echipa va crește. Sunt ferm convins și sunt convins că vă bateți la titlu. Bun, hai să discutăm câteva lucruri concrete. Deci, încă o dată, Albeid e închis, subiect este jucătorul vostru, da? Albeid, da. Da? Da? Deci, adică puteți să-l folosiți, poți să-l folosești, dacă bineînțeles vei hotărâ asta, deja la FCU etapa următoare, nu? Corect. E ap de joc, da? Am înțeles. Intenționezi să-l titularizezi? Vom vedea, depinde de el acum, nu? Cum, de-aia l-am cumpărat, nu? Și de-aia l-am vrut acum, intenția noastră de a-l juca. Uh-huh. L-am văzut și ieri, a jucat aproape jumătate de oră în meciul cu Botoșani. E bine fizic, l-așteptăm astăzi aici, oricum vine după meci, așa că oricum nu s-a antrenat astăzi, probabil separat, și de mâine intră în program. Am înțeles, deci e apt pentru meciul cu FCU dacă tu vei hotărâ la ora meciului să joace. Da. Bun. Dar, practic, de ce ați mai luat încă un fundaș, ați mai vrut fundașul ăsta stânga? Sunteți nemulțumiți de Mamici? Sau care e, de fapt, ideea? L-ați vrut acum neapărat? Că aveți, totuși, Camora Mamici pe stânga. Da, Camora încă are probleme fizice și normal că ne trebuie întăriri pe acea parte. Și meciul, iar... Da, vreau alt tip de fundaș, ca să spun așa, pentru a avea și puțină forță la duelurile aeriene și fiind și mai periculoși pe faze fixe, am nevoie de un jucător de genul acesta lui Abeid. Uh-huh. Am înțeles. Deci Mamici n-are calitățile lui Abeid. Fiecare normal are calitățile lui. Exact. În special cele fizice. Am înțeles. Ce se întâmplă cu Filippo Falco? Filippo este cu noi, se antrenează, e practic al doilea antrenament, acum începe, pentru că s-a antrenat, e al alter separat, adică cu cei care n-au jucat. Și da, azi intră cu noi în program normal și în câteva zile o anunța, în funcție de decizia pe care o vom lua. Dar vreți, ideea este, de principiu, este să-l luați, mai degrabă să-l luați? Păi de-aia l-am chemat, intenția noastră e de a-l... Dar lua, acum vreau să-l vedem și fizic în primul rând, pentru că fotbalul nu l-a uitat. Fizic e bine. Dar cine e Falco, Adi? Explică-ne puțin, că tu ești specialist în fotbalul italian. Lumea nu știe. Lumea știe cum e. Citește că n-a mai jucat de 6 luni și își pune întrebarea ce mai faceți cu Falco, că n-a jucat de 6 luni. Că se termină campionatul în 2 luni jumate. Falco e un jucător cu peste 200 de meciuri în Serie A și nu numai, și foarte multe în serie B. A avut sezon foarte bun la Lecce și a fost transferat și brut de Stankovic pe vremea când a antrenat Steaua Roșie Belgrad, scumpărat în jur de vreo 2-3 milioane, cred, de la Lecce. Bineînțeles că acolo el a avut niște probleme de adaptare și după aia cred că și niște probleme cu Stankovic direct, ceea ce înseamnă
nu știu, relația lor s-a deteriorat. Dar în ultimul a promovat cu Cagliari, cu el acolo în echipă. Și după asta vară s-a întors la Steaua Roșeberga, fiind jucătorul lor. Aceleași probleme, alt antrenor, aceleași probleme. În momentul când i-au găsit un acord, era prea târziu, era în afara ferestrei de transferări și a trebuit să se antreneze în Italia cu o echipă de Serie C. El a jucat și câteva amicale, bineînțeles că nu se compară cu ceea ce înseamnă ritmul unui meci. Bun, dar cât e de bun, Adi? Cât e de bun? Cât e de bun acum? O vedea cât e de bun. La ce știm noi că este un jucător, un stângaci, un jucător foarte bun în 1-1, un jucător care are și ultima pase. Este un jucător bun, când îl punem pe... Dacă decidem să-l luăm și îl punem bine fizic, ne va ajuta. Adică e peste media, să zicem, Superligii de la noi? Un fotbalist peste media Superligii? Eu cred că da, la ce calități are, da. Îmi dați seama că nu-l lua Steaua Roșeberga așa, dacă da. Nu arăta nimeni. Că... Cum comentezi ce a spus ieri la mine la emisiune Gigi Becali, că ați luat jucători de nivel de divizia C în frunte cu el Caduri? Și că unde-s marile transferuri pe care le-ați tot anunțat, că jucătorii pe care i-ați luat sunt, repet și citez, de divizia C. Da, nu vreau să discut ce spun patronii, nu e problema mea. Probabil ar trebui să întrebați pe cineva din conducerea noastră. Eu mă rezum la ce înseamnă fotbalul jucat și nu astfel de declarații. Da, Caduri e jucător de divizia C? E ce, mă? Da. Ai pus-o singură, Oria, nu? Dacă... Acum nu poți. Fiecare are părerea lui. Caduri e un jucător. Bineînțeles că nu e cea mai bună perioadă a lui, că probabil dacă era la o echipă de top din Europa. Dar și altfel n-aveam cum să punem noi mâna pe el la ceea ce înseamnă puterea noastră a fotbalului românesc în general, puterea financiară. Așa că... Dar fiecare poate să spună ce vrea și nu o să comentez aceste lucruri. Până la urmă a căzut povestea cu Albu. Domnul Angelescu ne-a confirmat ieri că au fost niște tratative. De ce l-ai dorit pe Albu de la Rapid? În primul rând pentru că e un fotbalist care poate să joace la CFR. Este și român și avem și problema asta cu România. Avem străini foarte mulți. De aceea. Dar vom vedea ce s-a întâmplat până la vara. Acum perioada s-a închis la noi, deci. Dar de la vară vom vedea ce facem. Deci e un jucător care îți place foarte mult, înțeleg. Un jucător care îmi place, da. Știu de la Rapid, îl cunosc foarte bine. Un jucător pe care te poți baza. Deci un jucător care poate să joace la CFR și să vă ajute să faceți diferența, nu? Exact. Ce s-a întâmplat? Bârlige a scos la pauză. A fost așa o schimbare care, pe mulți poate i-a uimit. Nu s-a întâmplat nimic, Părere. Am jucători care... Am 20 de jucători și este concurență. Prefer 45, 50, 30 de minute de calitate decât 90 fără calitate. De aceea ei trebuie să știe că atunci când sunt în teren, responsabilitatea e mare și trebuie să-mi dea totul în minutul 1. Pentru că avem și alții pe bancă care pot intra și aduce un plus. Nu s-a întâmplat în meciul ăsta, când spun plus la atacanți, mă refer la goluri, dar, cum spuneam, vreau calitate și așa, că nu contează. Îmi joci cât îmi joci, că stai în teren, trebuie să-mi dai calitate. Bărligea n-a fost în cea mai bună zi a lui, dar și normal că trebuie să-i dau șansă și lui Michael. Deci nu contează numele la tine, că îl cheamă Bărligea sau nu știu? Nu contează, nu se conteze. Toți sunt egali pentru mine. Taxidis a făcut o prostie, Adi? Adică, ideea în felul următor, ești totuși jucător profesionist, știi că ești la un galben de suspendare la meciul următor cu FCU, meci foarte greu și culmea, iei galben de pe bancă, deci de pe bancă, adică nici măcar nu iei galben în teren. Mi se pare, o chestie pe care în mod normal nu o faci totuși ca profesionist. Ați rămas fără un jucător exponențial la meciul cu FCU. Da, așa este. Am făcut o prostie, nu ne convine deloc, pentru că așteptăm mai mult de la el. Va fi amendat din partea clubului asta, cu siguranță. A fost deja amendat din partea clubului. Cât i-ați dat?
Nu contează, Horia, nu contează lucrurile astea. Nu să spun lucrurile astea. Deci l-ați amendat. Am dat. I-ați dat bine. Deci l-ați amendat, a? Da, normal. Am spus, de când am venit aici, nu există. Există niște reguli în care fiecare jucător trebuie să le respecte. Nu există excepție, mai ales în astfel de cazuri. Da, adică te văd, cum să spun, te văd puțin deranjat, pentru că aveați nevoie clar de Taxidis. Normal, este un lucru care nu... la care nu ne aștepta, mai ales la experiența lui și pe care el știe și nu are ce să comenteze în astfel de situație. Da, e clar. Mă gândeam la destinul tău, Adi, cum e că joci numai cu foste echipe. Ai jucat cu Rapidul, acum te duci la Mititelu, la FCU. Așa e, da, în primele meciuri, de asta e. Faci un amical și cu Tineretul? Da. Auzi, Andrei Vochin zice, poate faci un amical și cu Tineretul, că tot ai fost la Tineretul. Da, că se întrerupe campionatul, Andrei, exact. Facem și cu, să joc și cu... Cum e meciul de la FCU, Adi? Greu. Și vin și ei după înfrângere, știm totdeauna că la Craiova e un meci greu, de aceea și noi vrem să ne reprindem drumul nostru de victorie și vom face orice să câștigăm acest meci. Cu jucători de 2-3 minute te mai țin, că după aia se las, că e clar. E clar, gata, 2-3 minute, atâta și gata. Așteaptă. Aveți în continuare șanse la titlu cu jucători de divizia C, ca să râdem puțin? Vreau să mă gândesc la meciurile noastre, ne câștigăm, nu la să spun așa, la obiectivul final. Am zis și jucătorilor să nu se mai vorbească despre titlul și despre alte lucruri, să ia fiecare meci în parte și să ne câștigăm meciul nostru. Păi și dacă luați titlul cu jucători de divizia C, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic. Da. Asta e, da. Am dat un răspuns la o întrebare, probabil. Da. Ăsta va fi răspunsul la întrebare. Adi, ce părere ai de imaginile cu Dodel Tănase? Nu l-am văzut. Ce imagine? Ce s-a întâmplat? Căzut pe jos, plin de sânge, beat la ușa casei lui, au făcut înconjurul României ieri. Nu am văzut. Pare rău despre el. Bine. Da. Adi. Bă, și dar nu ne zici nimic de Dinamo. Adi, stai așa, 2 secunde. Nu mai fi supărat, te văd că ești supărat. Știu cât ești de ambițios, capul sus. Și dacă ai nevoie de 2 jucători români, și eu și Florin Gardo, suntem liberi. Să te fac să râzi. Ce bine era când era să voi. Da. Adi, ultima întrebare. Te așteptai să bată Dinamo? Nu. A fost o surpriză. Cred că pentru toată lumea, nu. Da, a fost un rezultat șoc, nu? Da, au jucat bine, mi-a plăcut. Da? Nu te așteptai. Poate să se salveze având acest rezultat ca injecție? Nu știu, e greu. De-abia ne-a egalat pe Botoșana să fie greu. Trebuie să plec, Horia, crede-mă. Bine, mulțumesc, mulțumim. Mulțumim, Adi, mulțumim frumos, baftă. Bun, a fost Adi Mutu, care la 11 începe antrenamentul. Îi mulțumim mult de tot. Supărat. Păi, nu are cum să fie. Dar eu știu cum e. Suferă și e ambițios, vrea să câștige tot timpul, suferă tare de tot, se vede pe el. E normal, îți dai seama, te-a bătut Rapidul, mai ales ai și fost ca antrenor acolo, vine acasă și te bate, nu se digeră ușor înfrângerea asta. Dar îl văd, supărat, sureșitat. Și gândește-te că... M-au zdornic să se ducă la antrenamente, să pună presiune. Și gândește-te că vine FCU Craiova, o echipă grea. Mm-hmm. Ofensivă, joacă bine. Și fără domnul Taxidis. Da, dar cred că îi vine bine în momentul ăsta să își impună niște reguli foarte clare și foarte bine să dai exemplu cu unul dintre jucătorii cei mai reprezentativi din echipă. Pentru că dacă nu vei face lucrul ăsta, pierzi în timp. Pierzi. Eu cred că e supărat și pentru că e supărare în club. Și cred că a resimțit lucrul ăsta nu doar de la meciul ăsta cu Rapid, ci și de la etapa precedentă. Nu cred că a fost foarte liniște, chiar dacă într-un final, în etapa precedentă, CFR a reușit să întoarcă meciul de la 0-1 și să câștige la ultima fază aproape cu Petrolul. Meciul ăsta cu Rapid se repetă povestea și mi se pare că sunt niște elemente comune. Adi vrea să impună un stil de joc acestei echipe care să fie bazat foarte mult pe construcție, pe posesie, pe inițierea jocului de la poartă și sunt unii jucători care nu prea sunt obișnuiți cu așa ceva, deci e mult de muncă. Asta e partea întâia. Partea a doua.
terenul pe care joacă CFR Cluj în momentul ăsta acasă, suprafața de joc, nu favorizează o construcție bună. Nu este o suprafață de joc care să favorizeze lucrul ăsta, așa cum n-a fost nici la Ploiești, la meciul precedent. Și lucrurile astea se văd. Și atunci cred că trebuie să existe și un plan B, pentru că mai ales în perioada asta anului e posibil să te întâlnești cu terenuri dificile. Și punctul 3, de care am văzut că nu s-a vorbit niciun pic, a fost acela că CFR a început bine meciul, a avut 2-3 acțiuni foarte bune, a creat o presiune la poarta Rapidului în primele 7-8 minute și în momentul în care presiunea era sus, s-a întrerupt meciul. S-a întrerupt meciul pentru sărbătoarea suporterilor, pentru Revelion, pentru petarde. Și meciul a fost între vreo 2-3 minute. Exact ce avea nevoie. Deci Rapidul avea nevoie de un timeout, ca la handball. Deci dacă era un meci de handball, probabil că după începutul bun al CFR-ului, antrenorul Rapidului cerea un timeout. De data asta, timeout-ul a fost dat de tocmai galeria CFR-ului. Cred că care, la ședințele... Care a pus piedică și a pus piedică proprie echipe. Din punctul meu de vedere, i-a scos din ritm. I-a scos dintr-un moment foarte bun. Eu cred că, una la mână, nu prea sunt obișnuit, că nu i-am văzut să facă chestii de-astea foarte des și atunci ar trebui să le spună cineva când și cum și dacă tot nu înțeleg, să vină și la ședința tehnică cu echipa. Pentru că dacă vrei să-ți ajuți echipa, o poți face. Dar sunt anumite momente în care ai putea să-ți ajute echipa. Ăsta era un moment în care nu trebuia să faci absolut nimic, ci să lași lucrurile să meargă în continuare pentru că echipa mergea bine. Întâmplător sau nu, după momentul de pauză, la un minut s-a liniștit totul, s-a mutat jocul la poarta aerualtă și a venit lovitura aia liberă din care s-a marcat. Deci eu cred că sunt detalii care fac diferența la orice club și cred că ar trebui o maturizare din partea tuturor sau o știință din partea tuturor. Da, e clar. Bun, băieți, 2-0 pentru Dinamo la campioana Faru. Geni. Măi, na, șoc. Acum, cum vrei să încep? Tot așa, în spirit de glumă sau să vorbesc serios? Da, da, în glumă. În glumă. Ți-au dat primul loc la data trecută, nu, data trecută ai văzut. Mi-a zis ultimul loc de parcare pe stânga. ultimul peste tot, ultima masă. Cum am intrat acum? Primul loc pe stânga. Vorbești serios? Serios, vorbesc. Pe cuvântul tău. Cuvânt, uite, nu mint. Bun. Ce s-a întâmplat cu Dinamo? Bine, repet, era un Dinamo care începuse să joace. Nu? Juca, chiar juca de câteva ieri. Mie îmi place Popici. Știi, vă rog. Din momentul ăsta este singurul meci al lui Dinamo în care putem spune că au jucat ca o echipă. Toți i-am văzut dăruindu-se. Am văzut la alunecări. Sacrificiu. Ați văzut la golul. Au fost câini. La golul 2, cum s-au dus amândoi și Politic și Burdușan. Da. S-au dus pe minge să intre în poartă și cu răutate. Ultima șansă, ziceai că e... Ultima șansă, glonte, ca să zic așa. Așa că ăsta ar trebui să fie un Dinamo pe care îl așteptăm cu toți. Chiar dacă este prea târziu, contează foarte mult atitudinea pe care o avut aseară. Eu nu cred că e prea târziu, enorm. Eu zic că se joacă. Se joacă chiar dacă este prea târziu, se joacă. Da. Doar că asta e atitudinea corectă față de meciuri. Au fost câini, Gianni. Da. Au fost câini. Au dat drumul la câini, da. Cum spunem noi. Da, da, da. Au dat drumul la câini și s-a văzut. Și încă ceva, un plus pentru Abdala. Da. De la meci la meci a crescut. N-aveam încredere în el sub nicio formă, știi foarte bine, dar în schimb se vede, ia mingea, scoate om din joc, pasă, lasă singur cu portarul. Nu, un jucător care de la meci la meci crește. Nu, Andrei, o analiză așa tehnico-tactică? Sau nu? Da, hai să-l auzim pe Florin. Care e părerea lui Florin? Fotbaliști întâi, știi cum e, mai înțelegi? Și după aia vii tu, pui capa. Eram în emisiune prin turul campionatului, intra Gianni prin Skype și era foarte dezamăgit. Zicea că nu e în regulă ce face Burcă și poate trebuie un antrenor de genul lui Dorinel, parcă așa ziceai atunci. Mi se pare că actualul antrenor Kopić, acum nu știu care e stilul lui sau care a fost stilul lui până acum, dar își îndeplinește misiunea. Asta e senzația pe care mi-o dă. Adică face niște lucruri aparent simple foarte bine. Presează bine în anumite momente. Construcția e
destul de simplă în cele în multe momente am văzut multe mici jucate. Nu mai elaborează ca pe vremea lui Burcă. Exact, nu încearcă nu mai construcție sunt, da, sofisticată. Nu mai fac mileuri, dar nu se mai termină ca pe vremea lui Burcă. De la un moment dat nu mai știau ei pe unde-i mingea jucătorii, da? Și mie mi se pare mult mai direct jocul lui Dinamo. Mult mai vertical, multe mici pe Abdallah, care și mie... Adică dacă iar, dacă îl compar cu turul campionatului când era moale, ziceam, păi, dar nu l-au dus pe băiatul ăsta, acum e altceva, are forță. E alt jucător. Da, e cu totul alt jucător. E clar că a ajuns, din punct de vedere fizic, și la un nivel bun. La fel, mici pe lateral, de multe ori doar mingi lungi în loc de linie. Și o stat bine defensiv, adică chiar dacă o fi avut singurul meci care a stat bine defensiv cu trei fundași. Singurul meci, în rest, au gafat. Toate meciurile au gafat. Sper ca de acum încolo să fie mai solidă apărarea și efectiv să iasă. Ai văzut cum a ieșit Omao. A ieșit frumos cu stângul. Gianni, sper să fie descătușarea. De fapt, nu. Nu neapărat descătușarea. Finalul blocajului psihic la Dinamo, că aici era problema. Aici era problema, doar să nu uităm că meciul ăsta gata. Astăzi este marți. Gata. S-a uitat. Vedem că vine Dorinel. Vine Oțelul Galați. Da. O echipă solidă, o echipă care alargă, o echipă care cu greu o desfaci, cu greu îi dai gol. Uite, eu vă spun, acum știi cum e, dacă am prins gustul, mai fac o premoniție, Dinamo nu va pierde cu Oțelul. Nu știu dacă va câștiga, pentru că într-adevăr e greu, dar eu cred că va obține măcar punct cu Oțelul. Adică va continua să nu pierdă. Nu ai cum, dacă ai dăruire... Bun, e adevărat, lui Dinamo îi trebuie victorie. Adică, clar, în situația asta disperată îi trebuie victorie, dar eu nu cred că vor pierde, asta e părerea mea. Te rog. Dacă ai dăruire, da, atitudine, exact cum a fost la meciul cu Faru, nu ai cum să pierzi. Ai numai de câștigat în tot. Și asta se vede, asta o arăta băieții ăștia seara. Așa da. Altceva. Altceva. Andrei, ce ți-a plăcut, ce nu ți-a plăcut, de exemplu, la Faru? Ce ți-a plăcut la Dinamo? Acum știi cum e, chiar nu vreau să mai spunem dacă e ceva ce nu ne-a plăcut la Dinamo, că săracii meci de meci, numai de asta vorbim. Ce ne-a plăcut la Dinamo? Până să vorbesc de Faru, că este important și ce replică îți vine din partea adversarului, sau cum ziceau bătrânii noștri, contează și cu cine joci, ca să vezi dacă ești bun. În primul rând, dincolo de atitudinea asta pe care au remarcat-o și colegii mei, îmi place atitudinea lui Copit și pe care am văzut-o acum vreo săptămână într-o parcare de stadion. Era un moment în care vorbea la telefon și a fost filmat de cineva, era de un suporter. Era extrem de nervos, vorbind cu cineva la telefon și spunând că nu se poate să câștigi meciuri dacă nu câștigi dueluri, nu se poate să câștigi meciuri dacă nu ești implicat 100%, nu se poate dacă nu joci pe parcursul unui întreg meci. Din acel moment, cred că acel nu se poate s-a reflectat sau s-a îndreptat către cei care nu au putut face lucrul ăsta, pentru că am văzut schimbări în interiorul formației. Și, de exemplu, la jucătorul sub vârstă, Dinamo se baza foarte tare pe Amzăr, care era devenise un fel de placă turnată. Jolly Joker, nu ca să zic așa. Nu putea să înceapă echipa dacă nu exista Amzăr. Uh-huh. Ei bine, iată că Bordușanu, pus pe poziția lui foarte Amzăr, a făcut un meci foarte bun. Și el este un jucător foarte bun, un jucător născut 2004, care a avut ghinionul acelei accidentări. Însă el are spirit, are instrumentele cu care să joace și, atenție, joacă pe un post cu care n-a fost familiarizat, pentru că el cel mai bun randament îl dă ca mijlocaș dreapta, fiind stângat și intrând în interior. Acum a jucat și a făcut toată banda stângă. Apoi, cred că au putut să-l aducă la un nivel de pregătire bună pe Niaore, pe mijlocașul central, care are mai multă calitate decât are Ilici și parcă se completează mai bine cu Pavlici. Da, Pavlici. Și joacă și simplu. L-am văzut că joacă foarte simplu. Este jucător la care vezi că are școala fotbalistică făcută la zi. Nu la seral, nu la fără frecvență. Da. Adică e crescut într-un mediu bun și a ales, iarăși este extrem de important, să nu mai joace cu doi atacanți,
pe care unul dintre ei fiind forțat să joace într-o bandă, da, așa cum s-a întâmplat până acum când îi foloseau pe Greg și pe Abdullah, l-a lăsat, culmea pe Greg, culmea, zic, culmea în sensul în care a avut această putere să-l lase pe bancă, pe, cred că e principalul marcator. Și această inspirație, până la urmă. Exact. Și în folosul echipei l-a trimis acolo titular pe Abdullah, în sfârșit pe poziția lui, de vârf împins, și în sfârșit a dus la o formă fizică care să îi permită să arate ceea ce... Gianni, cel mai bun cel mai în formă jucător Abdullah în momentul de față la Dinamo? În momentul de față... Azi, vorbim azi! Da, da, în momentul de față, cu siguranță, da. Cu siguranță, da. N-a pierdut aproape niciun duel. Din orice minge a scos ceva. Dă și pleacă. Politic, l-am văzut. Are știința jocului. Așteaptă și așteaptă jucătorii în multe momente ca să nu-i prindă în offside. Să știi, vorbesc serios, mi se pare Abdullah, o să râdeți. Pentru că știi cum e, când spui companie, o spui FCSB, când spui Abdullah, spui Dinamo la retrogradare, mi se pare un companie mai tehnic. Mult, cu știința jocului peste companie. Greșesc cu ceva? Nu greșești, cum vezi comparația doar asta? Doar că e într-adevăr Abdullah la momentul ăsta e jucătorul care vine din spate și în formă. Pare un companion mai tehnic, mai cu știința jocului. Mult mai tehnic, mult mai tehnic și mult mai puternic. Da, și mai cu știința jocului parcă decât companion. Ai văzut ce pas a dat pântre aia doi la lăsat exact, cu jocul liber. Exact, un companion mai rafinat. Mai rafinat. Și plus că fotbalul este atât de simplu, când dai și pleci. Atât, dai și pleci. Jucătorii lui Dinamo asta au făcut aseară. Am văzut, dai și pleci pe spațiu, pe culoare. Și asta au fost. Am văzut spații atât de mari în apărarea lui Faru, încât zicei că e aeroportul de la Otopeni. De asta au fost și jucători care au venit în spate, au plecat, au venit în fața porții, gol. Mi s-a părut chiar aeroportul de la Istanbul sau Heathrow. În anumite momente la ce spațiu am văzut acolo. Da, cel da. Puțin golul 2 al lui Dinamo, când s-a aruncat, se mai avea puțin și portarul venea și s-a aruncat. Da, dar nu era, era Dinamo avea 3-4 jucători și Faru avea decât vreo 2. Exact. Asta înseamnă, da. Exact. Bravo, doar că bravo, felicitări și asta e atitudinea, gata. Uh-huh. O fi contat, Gianni, și vizita lui Mircea Lucescu, că știi, hai să vedem poza, coincidență sau nu, Mircea Lucescu merge acolo, vorbește cu jucătorii, le dă încredere și vedem un Dinamo și mai bun, și mai rău, și mai inteligent. O fi contat? Horia, astea sunt cu duși întors. Contează ca imagine. Uh-huh. Dar, na, Nea Mircea trebuie să fie acolo lângă jucător să poată să le... Nu știu, că-ți vine totuși Mircea Lucescu, până la urmă, legenda, nu? Și vorbește cu tine, îți spune 2-3 vorbe. Andrei. Contează, doar că nu contează foarte tare în economia jocului. Contează pentru tine ca și suflet. Dar în rest, Copici are... A, nu, ți-ai, că nu, doar venim acum să spunem că e victoria lui Mircea Lucescu, da, care fie culmea acum. Nu, clar. Nu, întrebam dacă, nu știu, un boost moral acolo. Bă, a venit totuși numărul 1, cel mai tare, să ne vadă. Domnul Lucescu mai venea și eu l-am prins la echipa națională, venea înainte de meciuri importante. Și... Da, e o prezență. Mm-hmm. Are atâtea trofee în spate, normal că contează. Și orice ajutor contează, că am fost și în situația jucătorilor de la Dinamo, când vii după... Mă rog, am mai câștigat câte ceva, dar să fii pe ultimul loc, că am fost pe ultimul loc și crede-mă, erau momente în care nu mai știai ce să faci. Într-o zi încercai o masă împreună, într-o zi, nu știu ce, hai să ne antrenăm altfel. Altă zi îl chemați pe Trump să vă țină un discurs din ăla de-a lui. Nici Pamela Anderson, dacă vrei, nu se întâmplă nimic când ești într-o pasă proastă. Orice ajutor în momente de genul ăsta e binevenit și uite că... Nici Pamela, nici Pamela. Deci într-o pasă proastă poate să vină oricine, nu mai... Trebuie să vină de clicul ăla. Da. Am văzut un Hagi aseară puțin fără soluții la conferința de presă și la declarații. Un Gică puțin bulversat și împăcat, știi cum mi s-a părut Hagi? Împăcat cu soarta acestui campionat. Adică împăcat cu soarta că ar putea chiar să pierdă și play-off-ul. A venit, a vorbit cu zâmbetul pe buze, a fost foarte calm, a încercat, a spus niște lucruri foarte dure și foarte directe, dar cu zâmbetul pe buze, dar cumva împăcat cu ideea, bă, cam asta e echipa care o avem acum. Mie așa mi s-a părut și haide să vedem și după aceea și comentăm ce a spus Gică Hagi. Bun, eu l-am văzut imediat după meci când a dat cele declarații, după aia știi cum e conferința, nu mai e atât de spectaculoasă. Noi
avem declarațiile și mulțumim canalului de YouTube de la Farul Constanța TV. Așa, avem declarațiile, dar repet, la alea imediat după meci am văzut un Hagi, cum să spun, poate mult spus descurajat, dar parcă împăcat cu faptul că, bă, cam ăștia aia este echipa și cam asta putem să facem. Dezamăgit. Da, și nu, cam asta putem să facem. Și spune, trebuie să schimbăm, trebuie să mergem, ne tot credem Dumnezei, trebuie să schimbăm ceva. Hai să vedem ce a zis Gică Hagi și revenim. Să vorbești când momentele sunt frumoase, dar în seara asta cred eu că e o seară care e puțin dură cu noi, unde cred eu că cu toții trebuie să reflectăm, trebuie să fim la tot ce s-a întâmplat, pentru că ne așteptam la... Am atras atenția cu 3-4 zile înainte și spunând lucruri realist, cu o judecată, în sensul că am zis că noi niciodată cu Dinamo nu putem să fim, pentru că acolo există, unde ce nu există la Constanța, o mentalitate de campioni. Chiar dacă în viață sunt momente și treci prin momente grele, dar eu v-am zis, majoritatea probabil și râdeau sau și-au pus și întrebare. Mamă, ce a zis Hagi? Am zis o realitate, un adevăr mare, că noi niciodată Constanța, Farul, nu poate să aibă deocamdată această mentalitate, doar dacă de acum încolo câștigă vreo 20 ceva de campionate în următorii ani, 15 ani, 10 ani, pentru că jucam cu un club care știe să joace meciurile grele, știe să joace meciuri decisive, și cred eu că în seara asta am primit o lecție și sperăm ca jucătorii să înțeleagă cât pot înțelege, dar să înțeleagă acest lucru, că lucrurile nu pot să meargă în direcția asta. În rest, da, știu că e greu să vorbești după meci, la cald, o primă repriză, sau hai să zicem, un singur jucător mi-a plăcut, vorbesc altfel, Larry, capitanul, un singur, și Buzu poate, a încercat și el, în rest e greu să înțeleg pasele, ce jucam, ce vreau să facem, atitudinea, determinarea, spunând 3-4 zile la rând, vorbind după antrenamente, mai cu supărare, mai cu nu știu un lucru, să le atrag atenția, să-i trezesc. Dar e greu, e greu. După aceea, repriza a doua, la pauză, la fel, le-am zis un ton normal ce trebuie să facem ca să putem să schimbăm ceva. Dar, din păcate, așa s-a terminat și ne pare rău și... Dar mergem înainte, pentru că așa e și în viață, câteodată nu dai randament, suntem oameni și... Dar trebuie să evaluăm foarte, foarte bine tot ce am făcut noi în seara asta, trebuie să evaluăm foarte bine de acum încolo. Pentru viitorul lui Faru. A apuntat atât de mult ascensorul lui Zimbeanu? Nu vorbesc de cei care... Așa puteam să zicem că... conta foarte mult și cu Alibec, când a fost Alibec. Așa că nu echipa de cine a fost jucat în atac. Ivan. Și mai cine? Budescu. Și mai cine? De acolo. Păi scuzați-mă. Scuzați-mă. Atunci stați puțin, că nu e chiar așa. Da. Cine a jucat la mijloc? Ce fundași laterale am avut? Ce am fundași laterale am avut? Care am ieșit, care au rătat că cei mai buni din România. Dar e greu să nu poți să treci, să faci, să n-ai viteză. De gândire și de mișcare. Ritmul jocului, cred eu, că ei au avut agresiv, cu toate că prima repriză a fost acea lovitură. Atât. Restul nimic, nu ne-au surprins cu nimic, doar cu niște pase pe construcție, pe una, pe alta, care trebuia atacanții, cum faza defensivă începe de la ei, trebuia să facă presiunea ca lumea, susținut foarte bine de mijlocași și de apărători care trebuia să recupereze mingi și după aia să joace, așa cum a făcut-o la alte meciuri. Da. Nu s-ar crede că s-a pierdut, în primul rând, pe plan mental acest meci? S-au gândit că, jucând cu ultima clasată... Nu vreau să dau genul ăsta. Eu zic că, pot să zic că, clar că noi, până să avem o mentalitate de campion,
am arătat în seara asta că suntem departe. Așa cel puțin am văzut eu, sau în ultimele 4-5 zile. Asta, atitudinea n-a lipsit cu Craiovele, cu FCSB, atitudine și determinare. Și astăzi vrei, dar dacă nu ești pregătit, vrei, dar, v-am zis, e viteza, viteza cu care gândești, viteza cu care te miști, viteza cu care joci, tehnica care ai, deci trebuie să ai anumite lucruri. Le-am explicat, din păcate, și mai le-am zis un aspect, totdeauna am spus-o și cred că e valabil. Pentru mine, echipa câștigă meciurile și trofeele, jucătorul face diferență. Pentru asta trebuie să ai toată echipa să joace într-o direcție, ofensivă și defensivă, adică tactică multă. Dacă nu intri în tactică, nu respecti anumite, nu le faci, e foarte greu. Foarte greu, că devine, vine haosul. Vine haosul, dacă o ia fiecare personal, vine haosul. Cred eu că fotbalul românesc are nevoie de aspectul acesta. Nici cred eu individual, nici măcar să gândești. Cu toate că individul face diferența totdeauna. Trebuie să găsești jucători care să-ți facă diferența. Dar diferența în ce? Nu doar cu mingea, nu doar că 88 de minute joci fără minge. Să nu uitați lucrul ăsta, aspectul ăsta, ofensiv-defensiv, 88 de minute joci fără minge. Cum se mișcă jucătorul la teren? Cât de iute? Cât de uite gândește? Cât de uite se mișcă? Cât de tehnic e? Când vine mingea la el. Și după aia, când nu e, când te aperi, trebuie să te aperi, trebuie să te lupți. Să ai atitudine și determinare. Să te lupți, contact. Nu poți să te ferești de contact. Niciodată. Ăla e jucătorul meu, care îi place. Că mie mi-a plăcut să mă ating cu oricare. Mie mi-a plăcut. Eu nu știu cât de talentat am fost eu, dar eu un singur lucru, calitatea am avut. Mie de-abia așteptam să mă ating cu unul. De-abia așteptam. Să ne luăm la concurs, care e mai iute. În ce vreți, și în minte, și în picioare, de-abia așteptam. Așa trebuie să fii. Dacă nu, în teren, nu cred. În teren, dacă nu, iese un meci ca asta, care se pare că totdeauna ești cu o secundă late, în spate. Și tot timpul adversarul e nu știu ce. Și de la un moment dat te simți tu. Cred eu că ei s-au simțit prost, să zic, să nu zic altceva. S-au simțit prost în teren în seara asta. Sper să o uite și să o ia de la capăt. Cu care vom reflecta, bineînțeles că vom reflecta ca și staff, împreună cu stafful, și trebuie să găsim soluții, că nici nu avem timp să plângem prea mult. Mister, în ultimii ani, sau în anii ăștia, ați mai văzut jucătorii având așa o lipsă de reacție, la viteză mă refer, au părut fără plavă, fără... A fost un meci care nu au reacționat. Și eu ce să fac? Și eu sunt, eu îi antrenez, eu le zic la antrenament, dacă vă las să intrați la antrenament să vedeți ce se întâmplă, ce le zic... Mă pun acum să mă filmeze toți când vorbesc, să vedeți ce le zic, de ce le spun, cum le spun. Dar eu zic, eu aud. Câteodată. Eu zic, eu aud și lucrurile merg înainte. Dar vom vedea. Vom încerca să facem cât putem lucrurile, că și noi avem posibilitățile noastre, limitele noastre, că și noi avem limite. Dacă voi vă uitați de limitele care le are farul și vi le amintesc la... În ultima perioadă vi le tot amintesc, pentru că anul trecut s-a întâmplat ceva mare. Mare, care s-a așteptat 100 de ani. S-a așteptat 100 de ani. Iar să-i țin cu picioarele pe pământ, vom vedea. E treabă multă de făcut. E treabă, trebuie. Mergem? Cu toții am pierdut. Vom vedea. Suntem împreună, eu așa că știu, și sperăm să o dregem în continuare, să mergem, pentru că e al treilea moment în care am greșit în anul ăsta. Am avut două și ăsta e al treilea. Moment important care le-am zis. E un moment important pentru noi să facem anumite. Dar văd că și la momentul ăsta am clacat. Trei momente. Șerif, Helsinki și ăsta e al treilea. Momentul care trebuie să arătăm. Și asta le-am zis toată săptămâna. Așa am pregătit meciul, așa am vorbit, dar se pare că nu m-au auzit. N-am țipat prea tare.
Am vorbit mai lent, mai domol, mai smoale. Dar merg înainte, ce să fac? Să trebuiască să face parte, învățăm și eu și eu învăț din toate astea. Sunt tot ce mi se întâmplă să mă facă mai bun. Să învăț din orice. Niciodată nu le știi pe toate. Nu suntem perfecți și sper să găsesc soluții, eu și stafful și conducerea, să găsim soluții viabile și să schimbăm lucrurile, că ne luptăm la play-off. S-a strâns totul și a fost o șansă mare să jucăm cu acasă un meci cu oricare, care, chiar dacă nu plecăm favoriți, dar trebuie să-l câștigăm, că jucăm acasă. Am avut suporterii cu noi, publicul cu noi, stadionul cu noi și n-am făcut-o. Urmează acum un meci destul de complicat cu echipa în criză, Sepsia a pierdut ultimele trei meciuri, la Sepsia acasă va fi foarte complicat, nu? Toate meciurile sunt grele. Eu așa cred că campionatul ăsta ce ne arată, nu știu, nu fac eu analiza toată, dar toate meciurile sunt foarte grele. Noi cu ultimele două clasate n-am câștigat. Și cu Botoșanu și cu Dinamo n-am câștigat. Acasă. Vom vedea. Deci, când te uiți așa, sunt niște lucruri care... Vom vedea. Trebuie să revenim cu picioarele pe pământ, trebuie să fim, să ne mântăm iară, că n-avem timp să plângem mult. E o seară, tot un fotbal și binere și rău durează o seară și trebuie să avem puterea să o luăm de la capăt, pentru că n-avem ce face. Dacă noi ne plângem, atunci Dinamo și ele ei. Deci, dar face parte din acesta e sportul și trebuie să ai puterea. Și noi am câștigat în deplasare, probabil erau puțin pe sus, prin cer, că am bătut trei meciuri în deplasare, am câștigat, era... Da, am lăsat toate declarațiile lui Hagi pentru că spune lucruri foarte interesante, spune lucrurilor pe nume, repet, cu zâmbetul pe buze, a spus niște adevăruri dureroase, da, care dor. Și chiar e o plăcere să-l ascult pe Gică Hagi și în momente de criză spune lucrurilor pe nume. Ce se întâmplă cu Faru, Andrei? Cred că e chestiune 80-90% mentală. Dacă te uiți pe programul echipei, vezi că de când a început campionatul, sezonul ăsta de primăvară, au jucat la Universitatea Craiova, primul meci, nu? Dai să nu greșesc. Au jucat apoi cu FCU Craiova și au jucat la FCSB. Au fost trei meciuri din care au obținut 7 puncte, deși două dintre ele au fost în deplasare. Și acum venea meciul cu Dinamo, după care iar un calup de meciuri care se anunță dificile. La Sepsi, cu Oțelul, cu Universitatea Cluj, cu CFR Cluj. Da? Eu cred că acest meci, acest joc cu Dinamo, a fost interpretat în mod eronat și poate involuntar ca o vacanță, ca o mini-vacanță. Mai ales că meciul avea loc și la Ovidiu, acolo unde echipa se simte foarte bine, câștigă foarte multe meciuri, are o stare de spirit foarte bună și cred că starea asta, inoculată în mintea fotbaliștilor, indiferent de cât a putut să facă Gică în săptămâna asta, nu a putut fi ștersă. Da. Și stai, Hagi a tot spus, dacă m-ați vedea la antrenamente, ce le-am zis toată săptămâna, păcat că n-am o cameră, o dronă pe mine. E clar că a simțit că ceva nu e în regulă și că, bine, în mod sigur nu se aștepta să pierdă cu 2-0, asta sunt convins, nici Hagi. Dar un semnal de alarmă al omului cu experiență a fost. Categoric, da, pentru că asta se întâmplă. Și atenție, după calupul ăla de meciuri pe care l-am citit, va veni jocul cu Botoșani. Și s-ar putea... să fie iarăși un recul dacă nu înțeleg ce se întâmplă în situații de astea. Eu am citit despre antrenori care înaintea unor astfel de meciuri consideră că sunt mai dificile decât orice fel de derby, pentru că la derby echipa se motivează, starea de spirit e ok. Și atunci marele challenge al marilor antrenori este cum fac să-i bat pe ea de pe ultimul loc. Și asta e chiar o temă de dezbatere. Ce șmecherii... Deci chiar e o temă separată, distinctă, nu? Un capitol distinct. Distinct. Ce fac chiar dacă sunt sus să-i bat pe aia de pe ultimul sunt loc? Sunt două momente foarte grele de gestionat de către antrenori, în teorie. Momentul de criză, ăla de se prelungește, de vorbea Florin de el, suntem pe ultimul, nu mai știm ce să facem, îi scoți și acolo și acolo și acolo. Și nu găsești o soluție să gestionezi. Și al doilea moment greu este criza...
ceea ce se numește criza de supraîncredere. Cum să-i fac pe ăștia să-i cobor din cer? Ce pot să fac în astfel de situații? Îmi aduc aminte că Dan Petrescu, când era la Urziceni, a avut o serie de meciuri foarte bune, a câștigat cu Steaua, că Steaua îi zicea la vremea respectivă, cred că în Ghencea, și urma un meci mai slab. Și vorbeam cu el și îmi povestea că nu-i venea niciun fel de idee cum să, ce să le facă la jucători în săptămâna aia să-i țină cu picioarele pe pământ. Și zice, bă, mi-a scos Dumnezeu în care o situație extraordinară. Zice, m-am dus la Urziceni și la Urziceni veneau jucătorii, erau mulți dintre ei bucureșteni, se întâlneau cu mașinile și veneau la baza de la Urziceni. Și s-au întâlnit, au venit și erau foarte veseli, bătuseră pe Steaua, era o atmosferă extraordinară, stăteau la cafeluță acolo înainte să intre la antrenament și zice, eu m-am uitat la ceas și m-am dus în sala de forță, în sala de încălzire, cum ar veni, că își făceau o activitate, o activare de-astea înainte de antrenamentul propriu. Și când intru în sala de forță, am găsit unul singur acolo. În condițiile în care știau că mie îmi place să-i văd, că sunt acolo înainte de antrenament, să fie tot. În momentul ăla, zice, mi-a venit mănușă, că am declanșat... Povestea Dan Petrescu. Povestea Dan Petrescu, am declanșat scandalul. Da, jihadul. Da. Și ea nu înțelegeau, dom'le, stai așa, că i-am bătut pe ăștia, sunteți noi, bine, suntem pe nu știu ce loc, așa. I-a ținut într-o teroare, după care a organizat un meci cu... Aveau meci, cred că... Nu știu dacă e același episod sau altul, dar tot povestit de el, cu Gloria Buzău, care Gloria Buzău era quasi retrogradat. Și a organizat un meci cu unii de pe la Slobozia, la mijlocul săptămânii, că făcea meciuri amicale așa. A băgat marți antrenament fizic tare de tot în ei și au jucat cu aia. Și au chinuit, aia au făcut vreun 1-1. Și la sfârșitul meciului a zis, asta e de fapt adevărata voastră valoare, nu puteți bateți o echipă de Liga a treia și vă spun eu că nu-i bateți nici pe ea sâmbătă. Îmi rup carnetul de antrenor dacă voi îi bateți pe ea sâmbătă. Pe cine? Pe Buzău, care era ultima clasată, nu, nici măcar în situația lui Dinamo. Era o echipă... 6-1 le-a dat la, sau 5-1 le-a dat la Buzău. Mamă, l-a motivat cum trebuie. Deci a scos asta de pe trei. Asta e o motivare pe invers. Da. Mi se pare genială povestea. E psihologie inversă. Da, e psihologie inversă, da. Da, și au bătut pe aia cu 5-1, bineînțeles că na, băieții s-au dus după aia în vestiar, mister, carnetul, dă-l încoace, ți-l rupe da, noi, da. Am adus mașina de tăiat, de-aia să-ți fie mai ușor. Uite, foarfeca dacă nu poți cu mașina. Hi-hi-hi-ha-ha, dar scopul era... Atins. Au bătut 6-1 și au bătut echipa. Trecut, da. Deci asta a fost modul genial până la urmă în care Dan Petrescu i-a motivat, nu? Da, da. Și antrenorii mari au această capacitate de a simți astfel de momente și unii dintre ei găsesc și instrumentele cu care să facă chestia. Și eu sunt convins... că înainte de meciul cu Botoșani, pentru că va fi probabil un astfel Botoșan de moment... care n-arată rău. Nici Botoșani n-arată rău. N-arată rău Botoșaniu. Da? Atunci... Lasă că au făcut 2-2, dar am văzut meciul. N-au arătat rău deloc. Uta. Cred că metoda lui Gică de atunci va diferi foarte mult de metoda asta. Chiar dacă acum era conștient că va veni astfel de moment, dar nu cred că a ajuns la mintea jucătorilor așa cum și-ar fi dorit el. Da, tare de tot, poveste tare de tot, Florine. Voi cum erați? Vă motivau? Aveați antrenori de genul ăsta care vă motivau pentru meciuri din astea aparent slabe, aparent câștigate? Da, păi în general, mai ales în perioada Steaua, asta era cel mai greu, când jucai cu echipe mai mici. Reghi avea obiceiul să le pună filmulețe, de tot felul. Am mai apărut și prin presă și funcționau. Da? Aparent, ce funcționau. Vă pune, adică? A, nu știu, din Gladiatorul. Am avut din Rocky la un moment dat. Din Rocky? Da, da, da. Așa, dar nu mai mi-au aminte. Da, că să vă ridicați, că chiar... Da, uite, de exemplu, la un moment dat am fost la o școală de nevăzători. Da. Tot așa, în timpul săptămânii, știi? Și te trezești brusc la realitate, știi? Când îi vezi pe oamenii aia, cum trăiesc, ce, cu probleme pe care le au și... Faptul că unii dintre ei nici nu... Erau copii? Sau adolescenți? Adolescenți, adolescenți, da. Care nu vedeau orbi, nu? Da. Majoritatea erau orbi sau aveau probleme grave de vedere. Știi? Așa. Și unii dintre ei n-aveau nicio treabă cu fotbalul, chiar dacă, sigur, nu pot urmări un meci. Da. Și cei care se iubesc fotbalul probabil le povestește, Doamne, cineva ferește, ce se întâmplă. Dar culmea că și cei care
nu avem nicio treabă cu fotbalul, erau foarte încântați că, că vine cineva să-i vadă, să povestească cu ei. Mai ales niște fotbaliști mari, cum erați voi. Da, și, și asta creează un impact, știi? Adică v-a motivat asta? Te motivează, adică să realizezi, știi, îți dai un reset așa, bă, chiar suntem niște norocoși, uite, avem ocazia să facem ce, ce iubim. Și pe bani? Până și pe bani, și pe faimă, și pe tot, da? Și... Uite, eu da, deci te-a mișcat, a fost da. Și asta, nu? O resetare, pe toți, nu? Pe toți ne-a mișcat. Era înainte unui meci important? Nu, era înainte un meci de campionat, nu mai aduc. Da, dar va, cum să spun, va efectiv a resetat. Da. Adică v-a dat ceva, bă, trebuie să mor pe teren, cam șansa asta, nu? Uite pe copiii ăștia săraci, nu? Da. Bun, haideți că avem o legătură telefonică importantă. Administratorul special al lui Dinamo, domnul Niculescu, este la telefon. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Mă scuzați, dar am fost într-o întâlnire acum. Păi acum ziceți-ne și nouă, că știm că ați semnat cu cineva, cu cine ați semnat, că ați semnat acum. A, nu, a venit astăzi la birou și am oficializat și documentele pe care le semnasem. Cine a venit? Cine a venit? Astrid, atacantul, Selman. A, și ați oficializat documentele, nu? Da. Înțeleg că mai aveți un transfer, pe cine vreți să mai aduceți? Încercăm să aducem un fundaș central, v-am spus. Păi și nu ne spune și nouă despre cine e vorba, că până la urmă ce așa secret? Aș vrea să-l semnez întâi, să fiu sigur că totul e... Haideți, domnul Niculescu, că v-am purtat noroc ieri. Măcar pentru știrea care v-am trimis o merit. Ca să zic așa, o exclusivitate. Ați văzut ce v-am trimis, da? Ce am zis ieri? Ați citit? Păi... Da, e o opinie personală, cineva vedea într-un anumit fel, dar eu încerc să mă țin departe de pariuri, că nu, asta e... A, nu, păi cred că, nu, ce pariuri, că nu înțeleg, poate n-ați înțeles, nu... Vorbea acolo de clas, de procente sau, mă rog, de... A, nu, ieri la ora 5:30, cred că am fost singur om din România, ieri la ora 5:30 vorbeam cu Gianni Chiriță, da? Și am zis ieri, vorbeam de emisiune și am zis ieri lui Gianni Chiriță în felul următor... Gianni zice, gata, ne vedem, nu știu ce, zic, l-am invitat la emisiune, că e în studio aici Gianni, și zice Gianni, zice, mama, avem meci greu, nu știu ce, și la care eu îi scriu, că am și toată înregistrarea, da? Și îi scriu, diseară Farul Dinamo, marea surpriză a etapei, va fi rezultat bombă. Sunt singurul om, cred că, din România, care a crezut că bateți la Farul. Ai nu stați puțin, deși noi credeam. E, normal, glumesc acum, nu, normal. De-aia vă spun, acum nu spune și mie fundașul, serios acum. Merit măcar pentru asta. Să sperăm că îl și putem aduce, pentru că suntem atât. Am înțeles, vă por noroc, o să vedeți. Cine este? Este un fundaș și de origine franceză. Da. Și nici nu știu dacă e bine sau nu e bine, pentru că s-ar putea să dezamăgim dacă nu reușim să închidem. Așa? Este un fundaș cu o cotă foarte bună și eu sper să reușim astăzi să facem acest anunț. Am înțeles. Și de unde vine? Unde joacă acum? Acum e liber de contract, are cetățenie portugheză și a jucat în Turcia. A jucat în Turcia? Și unde a fost? Ultima echipă unde a fost în Turcia? Başak Şekir, cred. Ma, am înțeles. Păi și acum, dacă tot ne-a zis, nu zice și numele? Ca să nu uităm noi. Bun, Edgar Ie. Cum? Edgar Ie. Edgar Ie. Am înțeles. Dar pare cu un CV foarte bun, domnul Niculescu. Păi, asta și ne dorim, să aducem jucători cu calitate care să poată să facă diferență. Păi uite că începeți să aduceți. Va fi Edgar Die, acest fundaș central, dacă îl închideți, puteți să-l închideți că e jucător liber de contract, nu? Că nu e sub contract, nu? Da. Am înțeles. Deci nu mai ține că s-a terminat aseară la 23:59 perioada. Nu, că nici nu ne-am focusat foarte tare, pentru că condițiile în care puteam să facem transferuri, chiar și pentru împrumuturi, păreau foarte, foarte complicate negocierile pe care Am înțeles. Acest Die, fundașul central de origine franceză, care o să vedeți că vă por noroc, sigur o să-l semnați, o să vedeți. O să mă sunați diseară și vorbim diseară și o să-mi spuneți, Horia, ne-ai purtat iară noroc. O să vedeți că-l semnați. E ultimul transfer? Da, ultimul. Am înțeles. Da. Încercăm să stabilizăm, să dăm o coeziune echipei și să pornim la bătăliile astea foarte importante pe care le-am. Am înțeles. Cum ați trăit această victorie mare, domnul Niculescu? Sincer vă spun, m-am dus
pentru a vedea o îmbunătățire a jocului, nu știam ce să spun apropo de puncte sau de rezultate. Era foarte important ca noi să creștem în joc și am văzut o organizare foarte bună de joc, un control, cel puțin în prima repriză, cred că am făcut un meci foarte bun din punctul ăsta de vedere. Și pe ansamblu am văzut o echipă, toată lumea a fost acolo cu sufletul și cu toată dorința. Și ce ați simțit, sincer? Adică chiar sunt curios. Adică știți de ce vă întreb lucrurile astea de suflet? Pentru că știu cât e de... Știu, mă rog, zic eu știu. Îmi închipui cât e de greu să pierzi, să pierzi, să pierzi. Să joci bine să pierzi. Să joci bine să ai ghinion, iară să pierzi. Să joci bine să nu se întâmple nimic. Să vezi că, de exemplu, domnul Copiș lucrează bine. Că jucătorii se prezintă din ce în ce mai bine. Să faci niște transferuri bune. Pentru că, în ciuda criticilor, eu vă spun, ați făcut transferuri nu bune. Foarte bune. Și deja se văd. E, și totuși să nu primești nimic, practic, înapoi și să vezi retrogradarea. Și după aia să te duci la farul la campionat României și să câștigi. Când s-a terminat meciul, ce a fost în sufletul lui Niculescu? Omul Niculescu. Cea mai mare bucurie a mea a fost pentru că i-am văzut pe ei câștigându-și încrederea în ei. Și cred că ăsta e cel mai mare câștig. Faptul că încep să creadă în capacitățile lor și calitățile lor și că avem această energie suplimentară dată de încredere. Cred că punctele sunt importante, dar încrederea pe care am câștigat-o ieri e mult, mult mai importantă. Mm-hmm. Cea mai mare bucurie a mea a fost că i-am văzut ieri pentru prima dată, crezând din nou cu adevărat în ceea ce pot. Mm-hmm. Totuși sperați la o victorie undeva în adâncul sufletului? Da, evident. Serios? Am discutat, da. Da, credeți-mă, eu... Și noi, când am analizat fiecare meci din astea patru, în toate meciurile noi, am făcut lucrurile și am crezut în victorie. Deci chiar, acum serios, chiar vă gândeați că puteți să bateți la Farul? Da, vă spun sincer. Păi și scuze, vorba lui Moromete, pe ce vă bazați? Păi uite, ne bazăm pe o organizare foarte bună de joc, pe o analiză foarte atentă făcută de staff cu privire la ceea ce joacă Farul, pe metodele pe care le poate pune mister la dispoziție pentru a contracara aturile lor. Nu știu dacă ați văzut ieri, cred că ați remarcat jucătorul cel mai bun al lor. Puteți cred că a avut doar 2 sau 3 mingi pe care le-a putut juca liber. Sunt și multe alte exemple apropo. Cine a fost jucătorul? Că n-am înțeles. Nu vorbesc de Budescu, care știm toată lumea că în momentul în care are 2-3 secunde la dispoziție pentru a juca, are un picior incredibil. A, și spuneți că a fost anihilat, asta spuneți. Cred că ieri a avut 2 sau 3 momente în care a fost mai mult de 2 secunde liber la minge, într-o poziție în care se poate să fie periculos. Deci o organizare extraordinară și o dăruire foarte bună. Deci, practic, de exemplu, cum ați dat exemplu Budescu, l-ați anihilat pe Budescu. Știam calitățile și eu am văzut organizarea noastră foarte bună pe aturile pe care le are echipa adversă și asta o facem de fiecare dată. Important este să avem spiritul ăsta de sacrificiu și dăruirea a echipei în totul. Și cred că pe astea le câștigăm și le-am câștigat aseară. Bine, toată echipa a jucat bine. De exemplu, mi-a plăcut, cum îl cheamă, fundașul central care a marcat... Velkovski. Foarte mult mi-a plăcut Velkovski. Chiar mi se pare un jucător bun. Și o să crească, o să vedeți. El încă suferă un pic din punct de vedere al pregătirii, dar era riscul pe care ni l-am asumat. Cam la ce capacitate este el la momentul ăsta? 70%. Deci maximum 70%. Da. Iar îmi place mult de tot și mă și buvnește râsul. Doamne, praf l-am făcut pe aici prin emisiune. Deci praf l-am făcut, domnul. Pe cine? Pe Edi, mijlocașul central. Nu pe Edi, pe Abdallah. Doamne, ce am făcut pe aici prin emisiune. Stâlp de telegraf l-am făcut pe bietul băiat. Că de-abia se mișcă. Deci credeți-mă, a început să-mi placă mult de tot Abdallah. Da, are o altă atitudine începând cu anul ăsta și cu finalul anului trecut. Dar ce s-a schimbat la el? De ce spuneți că are altă atitudine? Cred că și noi am încercat să-l apropiem mai mult. Adică și eu personal, cred că și mister, am încercat să avem o relație mai personală cu el, să-l înțelegem, să-i dăm încredere. E tipul ăsta de jucător și
chiar acum chiar văd o schimbare la el. Nu, și știe fotbal, asta e. Ce înseamnă creierul, încrederea. Că știa fotbal și acum 6 luni, de exemplu, Abdallah, nu? Corect, corect. Și se vedea la anumite faze că știe fotbal. Pe de altă parte, implicarea lui era la niște limite pe care și le trasa singur. Mm-hmm. Cum a fost la vestiare? V-ați dus după joc la vestiare, la băieți? Care a fost atmosfera? V-am spus, asta e cea mai mare bucurie a mea, pentru că i-am văzut pentru prima dată pe fețele lor, le-am văzut din nou încrederea în potențialul lor. Asta cum a fost? Ați sărbătorit puțin la vestiar? Adică s-a deschis, s-a deschis o șampanie? S-a cântat? Sau... Nu, Doamne ferește, nu. Ne-am bucurat, mister le-a mulțumit și le-a spus că de acum încolo doar așa trebuie să ne prezentăm și ăsta e nivelul la care noi putem doar în sus. Și după aceea fiecare... Și a revenit și ne concentrăm pentru... Deci nici o muzică, nici un țipăt. Poate au fost câteva minute de bucurie, vă dați seama că era o descătușare care viza mai mult această serie de nereușite, nu neapărat victoria în sine. Descătușarea a fost pentru faptul că și-au recâștigat încrederea în forțele proprii, nu neapărat pentru această victorie. Uh-huh. Pentru că noi trebuie să fim realiști, suntem departe și doar noi suntem în stare acum să... ne menținem această formă și să creștem. Uh-huh. Sincer, bine, normal că spera să vă salvați, dar și după meciul de ieri, cum să spun, luminița începe să se vadă? Să știți că eu nu am abandonat niciodată lupta asta, niciodată n-am crezut în toată această perioadă în care și presa și fanii și toată lumea ne-a cântat Prohodul, n-am abandonat niciodată ideea și credința că vom reuși. Suntem la un început, se întâmplă lucruri pe care le vedeam posibile și în care credem și se întâmplă lucruri datorită unui sistem, dar încă avem foarte mult de muncă. Da. Ați găsit omul potrivit în Copici, domnul Nicolescu? Eu cred foarte, foarte mult în el. A fost alegerea, în primul rând, și în primul rând a mea și apoi a noastră a tuturor din acțiunea. E alegerea dumneavoastră personală, în primul rând? Da, da, da. Deci, dar practic, dumneavoastră l-ați adus, mă rog, normal că cu toată lumea, dar zic, de la dumneavoastră a plecat ideea Copici, dumneavoastră l-ați adus practic? Da. Uh-huh. Dar de unde îl știați, pe domnul Copici, acum serios? Nu-l știam, dar v-am spus, la momentul acela am discutat, am avut 3 surse diferite, am... început o explorare, am văzut cine e, ce a făcut, am avut niște discuții și pentru mine a fost alegerea care prezenta cele mai multe atribute pentru misiunea pe care o aveam, pentru că și acum și atunci misiunea era, știți cum e, misiune imposibilă, era foarte, foarte bună. Da. Care mai este relația cu galeria? Am văzut ultimatumul PCH-ului care vi l-au dat, care mai e relația? Nu știu ce să vă spun despre asta. Noi cu 2 zile înainte am avut o întâlnire de cel puțin 2 ore. Am plecat toată lumea de acolo cu toate întrebările și toate răspunsurile pe masă. O întâlnire foarte bună, foarte pozitivă, fără nicio urmă de chestiuni care să fie așa putent agresivă. Am înțeles că acel ultimatum sau postare a fost și șteasă între timp. Nu știu ce se întâmplă acolo și nu vreau să comentez. Bun, deci să înțeleg că mai degrabă a fost o reacție la nervi? Nu știu, noi am avut o întâlnire foarte pozitivă cu Peluca. Deci înțeleg că v-a surprins comunicatul ăla, nu? Da, dar nici nu vreau să comentez, mai ales că am înțeles că ulterior a fost ters. Nu știu ce se întâmplă intern și nu vreau să... Uh-huh. Păi și nu țineți legătura, că e importantă galeria, da, domnule. Eu mi-aș dori foarte mult ca și suporterii lui Dinamo să nu mai fie divizați, să fie o armată în adevăratul sens al cuvântului, să fie toți o echipă și să fie o familie alături de noi. Dar nu mă pot eu erija să dau sfaturi acolo și să pot eu să-i conving să se organizeze într-un alt fel. E strict treaba lor și știu mai bine ce au de făcut. Am înțeles. Acest rezultat n-ar putea să liniștească apele și la nivelul galeriei? Eu cred că dă un boost de energie pentru suporteri și cred că va fi momentul în care
spectatorii, suporterii, fanii lui Dinamo vor putea să ajute și mai mult echipa la meciurile următoare, pentru că această încredere în ceea ce poate realiza Dinamo se transmite în dorința lor de a fi la meci. Dorința lor de a fi la meci se va transmite într-o atmosferă extraordinară pe stadion și această atmosferă va fi un boost de energie pentru echipă. Așteptați lume multă cu Galațiu, stadionul plin? Păi, stadionul e mic oricum, așa că... Păi, știu, dar așteptați un stadion plin, așa mic cum e? Da, oricum Marcul de Triumf a fost la toate meciurile noastre aproape plin, cred că și de data asta. Din păcate... Cei care și-au luat abonament și n-au putut să vină la meci, cumva lăsa niște locuri care au părut libere în anumite momente, dar de fapt noi eram cu sold out la meciul. Credeți că va fi sold out, mai ales după rezultatul de ieri, victorie pe terenul campioanei? Credeți că și cu oțelul va fi sold out? Eu așa cred că merită suporterii noștri să aibă această energie pozitivă și acest impact asupra echipei. Domnul Copiș, până când are contract, domnul Niculescu? Încă un an jumătate. Cum încă? Adică jumatea asta și încă un an? Da. Adică până în vara lui 2025? Da. Am înțeles. Deci aveți continuitate, ca să zic. Am înțeles, asta e bun. Că transferurile care le-ați făcut, ați fost desfințați, puși pe cruce, terminați, ironizați. Cum vi se par transferurile? Eu vă țin pumnii să vină și fundașul central. Deci cum vi se pare campania de transferuri una peste alta? Noi am crezut în fiecare jucător care a venit și credeți-ne că am încercat să facem cele mai complexe analize pe alegerile noastre și cu siguranță când jucătorii au venit aici am avut foarte, foarte multe argumente pentru care i-am ales și pentru care am crezut că pot să ridice nivelul echipei. Deci, considerați o campanie reușită per total? În condițiile în care am fost noi, în condițiile în care era Dinamo, în condițiile în care rezultatele nu ne ajutau, în condițiile în care suntem și în insolvență și că toată lumea își punea problema că eu mă raportez acum la discuțiile din începutul lui decembrie când vorbeam cu niște jucători din campionatul României sau cu jucători români și care primul lucru pe care îl spuneau era relativ la ce se întâmplă în vară, care sunt condiționările și așa mai departe. Cred că am reușit o campanie de transferuri echilibrată care să ne asigure un potențial mai bun al echipei. O să avem surprize plăcute cu, de exemplu, cu nou venit, cu cum îl cheamă pe atacant, care a venit Selmani, da. Da. Cel puțin la nivel de atitudine, cu siguranță este un luptător și eu sper să fie și un killer in the box, în care o să fie un killer pentru echipele adverse. Cât ați plătit, domnul Niculescu, pe transferuri? Va costa mai mult de 1 milion de euro toată povestea, grosomodo? Nu, haideți să... Asta e o discuție care trebuie cumva splituită. Vă rog. Dacă vorbim de sume de transfer, nu putem să vorbim de sume de transfer pentru că nu s-au dat bani efectiv cluburilor la care am transferat jucători și aici vorbim doar de 2 contracte de împrumut. Dacă vorbim de sume per ansamblu cu costuri legate de jucători, de agenți, de instalare, de alte costuri adiacente, vorbim de sume considerabile. Poate nu acolo unde a spus dumneavoastră, dar sume considerabile. Am înțeles. Deci undeva un 700-800 de mii, probabil lejer. Știți că nu vorbesc despre bani. Nu știu, știu. A zis că nu chiar mildea, am zis că a zis că nu chiar milionul, dar a zis că undeva pe acolo. Am înțeles. Da, da. Da. Deci a fost un efort, n-a fost așa simplu. Este un efort pe care ni l-am asumat într-o situație specială și pe care trebuie să o scoatem la capăt neapărat. O ultimă întrebare, domnul Niculescu. V-a emoționat ceva în mod deosebit aseară? Un gest sau dacă ați văzut ceva? Nu știu, ceva care să chiar să vă emoționeze, lăsând la o parte rezultatul, băieții, nu știu, ceva care să chiar cred să... Cred că și pe dumneavoastră. Eu am tot avut cu mister niște discuții săptămâna asta, am avut întâlnirile cu domnul Mircea Lucescu, am avut întâlnire cu suporterii. Pe lângă întrebarea dumneavoastră, vreau să-i mulțumesc domnului Mircea Lucescu că astăzi dimineața la prima oră a fost primul care m-a sunat să ne felicite. E un gest de mare, mare domn. Ce m-a impresionat a fost faptul că
Mister a căutat încă un motiv pentru care să arate jucătorilor că au nevoie de o energie suplimentară. Iar acest acelat cu banderola pe mână a fost un semnal pentru toți. Și cred că Dinamo are nevoie din când în când de astfel de lideri care să dea câte un semnal. Cred că Dinamo nu știu ce s-a întâmplat, că nu știm. Poate n-am fost atent. Nu știu despre ce e vorba. A purtat special o banderolă cu câinii roșii pe mână în timpul meciului. Cine? Domnul Copici? Domnul Copici. Da. În timpul meciului de aseară? Nu? Da, povestiți-ne, da, că nu știu despre ce e vorba. Și asta tocmai pentru a da un imbol suplimentar jucătorilor. Și cred că gestul ăsta a creat un pic mai multă energie pentru el. Adică, deci aseară, pe timpul meciului, a purtat o banderolă domnul Copici? Da. Cu ce? Ce era pe banderolă? Câinii roșii. Aha. Simbolul din 1970, în care erau ei percepuți de unde a început această poveste. Am înțeles. Și a portat-o, dacă vreți, ca un simbol, domnul Copici, nu? Da. Și cred că ăsta este un gest de lider pe care probabil ar fi mult mai bine dacă și alți dinamoviști, că sunt la dumneavoastră în studio, că sunt în alte studiouri, că vorbesc la televizor, că sunt în cadrul clubului, că sunt în afara clubului, ar putea să-l facă pentru a arăta puterea acestui club și a crea unitate în jurul acestui club. Da, frumos, habar n-am avut, chiar n-am știut. Un gest și frumos și inteligent al domnului Copici. Da. Chiar un gest ok. Care cred că a emoționat multă lume și inclusiv jucătorii au simțit energia. Domnul Niculescu, vă ținem pumnii să vă salvați. Și succes cu transferul, da? Să-mi scrieți mai târziu, da. Să văd dacă v-am purtat noroc sau am fost ghină. Ok, bine. Baftă, mulțumesc mult de tot. Da, asta nu știam. Cu banderola. Asta n-am avut. Da, cred că nu știe nimeni. Deci a purtat o banderolă cu Dinamo. Dinamo ce a... Da. Frumos! Da. Băiat, m-auzi? Băiat deștept. De ce râzi? Băiat deștept, pentru Copici. Că discutăm în emisiune și se întâmplă foarte multe lucruri care țin de unul dintre cei patru piloni ai dezvoltării unui oricărui sportiv. Și cei patru piloni sunt așa. Tehnic, tactic, fizic și mental. Noi, în cele mai multe dintre emisiuni și antrenorii, când ies la televizor după cele mai multe meciuri, spun, am pierdut meciul că n-am avut mentalitate, că n-am avut atitudine, că n-am avut curaj, că așa, am fost fricoși, așa mai departe. De ce zâmbesc? Pentru că în stafurile acestor minunați antrenori există specialist în zona tehnică, tactică, care e antrenorul principal, sunt antrenorii secundi. Există specialist în zona fizică, preparatorul fizic, care face și desface. Există doctori, există kinetoterapeuți. Foarte rar aud că în stafuri este prezent un specialist în domeniul mental. Deci, vorbim despre Abdallah și răspunsul domnului Niculescu este arată mai bine pentru că l-am ajutat și noi să arate mai bine, discutând mai mult cu el, stând mai aproape de el. Foarte bine ați făcut. Dar probabil că dacă în interiorul clubului există oameni specializați, v-ar fi spus lucrul ăsta mult mai devreme, în momentul în care te întrebai cum de Abdallah, care arăta atât de bine în Luxemburg, cred că în Luxemburg, cred că de pe acolo, sau în divizia a doua în Belgia, nu mai seamănă absolut deloc cu Abdallah pe care l-am văzut în prima parte la Dinamo. Specialistul pe domeniul respectiv ar fi spus, măi oameni buni, aveți grijă la integrare, că e un om din străinătate venit în București care poate încă nu a fost integrat cum trebuie aici, poate are probleme, poate nu-și găsește casă, poate eu știu, se întâmplă niște lucruri de genul ăsta. Poate. Am fost acum la cursurile pro și a venit Dani Rizer de la UEFA, cel care este mentorul pentru antrenorii români și a ținut mai multe prelegeri tocmai pe chestiunea asta de comunicare, de feedback. Uite leadership. Banderola lui Copici, da. Care a purtat-o Copici. Și apropo, acum am intrat și eu și m-am uitat, m-am documentat. Știrea a fost dată în exclusivitate azi dimineață de colegii de la M-Sport. Ei au știut, primii au aflat, bună știre au dat colegii de la M-Sport. M-Sport, un site din ce în ce mai bun pe care vi-l recomand.
cu multă căldură, un site de sport, dar sport din ăla curat, adevărat, unde se spun lucrurilor pe nume. Au adus nume importante, un Adi Florea, un Costin Ștucan. AM Sport este un site pe care chiar, cum să spun, vă invit să-l citiți. Găsești sport, sport curat pe AM Sport, sport tratat așa cum trebuie, cu respect, au foarte multe informații exclusive. Uite cum e și asta cu banderola care a purtat-o Copic și pe care AM Sport a anunțat-o în premieră, acest accesoriu care l-a purtat. Deci să ai bun AM Sportul, duceți-vă și citiți-l. V-am zis, nume importante, când îl iei pe Ștucan, e Vrânceanu-i șef acolo, Victor Vrânceanu, alt nume mare din presa din România, nu întâmplător au foarte multe exclusivități. Te rog, scuze. Da, și spunea Dani Rizăr, le transmitea antrenorilor că din ce în ce mai mult mari antrenori au ei proprii antrenori. Deci oameni care vin în special din mental coaching sau chiar foști alți mari antrenori cu care se consultă, de la care învață foarte multe lucruri și care îi ajută pe mai departe. O astfel de măsură pe care o ia Copic poate veni din el, ca el să fie un antrenor foarte bun pe acest pilon, să-i spunem al patrulea, deși pentru mine e pilonul numărul 1, pe acest pilon al înțelegerii zonei mentale, emoționale, sociale. Și vine și face chestia asta cu banderola sau vine și discută mai mult cu Abdallah. Un antrenor inteligent. Inteligent, da? Și școlit, cred. El, Andrei Niculescu, a vrut să zică altfel. Mai pe înțelesul nostru, n-a vrut să zică că a contat foarte mult schimbarea de antrenor. Pentru că e clar, a contat fiind prieten, schimbarea. Da. Fiind prieten cu Burcă, n-a vrut să dea în el să-l cinească oarecum sau să zică că... Să-l coboare. Să-l coboare, exact. Da. Și a dat-o altfel. Da. Înțelegi? Adică, pe românește, contează schimbarea de antrenor. Atunci asta a contat după părerea ta. Normal. E clar că liderul este Copic. Cu siguranță, dar am și spus-o. Cine e liderul? El e, dar am și spus-o. Lider cu lămare. Doar că asta, schimbarea asta de antrenor trebuia făcută încă de la jumătatea turului, de când vorbeam acolo, cu uite-ți poate minte. Că stăteau altfel. Și totul era altfel. Da, da. Dar de. Bun. Bun, mergem la Florentin Petre acum, care ne așteaptă. Florentin, salut! Bună ziua, bună ziua! Salut, Horea, salut Florentine! Ce faci? Ce faci? Te așteptai la bomba de aseară de la Constanța? Sunt bine, mulțumesc, doar ce am venit de la antrenament, am avut antrenament cu băieții, sincer să fiu, dar la cât așteptam. Ați avut, bă, frate, la 7 dimineața, la cât ați avut antrenament cu băieții? Face 3 că e 12, până ai venit de acolo, la cât, la 7 intri în antrenamente sau ce? Ținând cont că este perioada de pregătire, Gianni știe foarte bine ce înseamnă să faci 2-3 antrenamente pentru că a alergat lângă mine și... Nu, că știu ce asta zic, știu ce înseamnă să alerg lângă tine și acum am emoții când vorbesc cu tine, că mie că-mi zis hai să alergăm. Da. Te-am văzut, e spartan, ce să mai îmi place ce faci. Uite, vezi, ți-a rămas ceva de la mine. Motivație, sport, toată lumea trebuie să facă sport. Așa este. Fără sport nu suntem sănătoși din toate punctele de vedere, mă refer. Făcând sport înseamnă sănătate curată. Da, Horia, scuză-ne că am avut un moment ăsta de intimitate veche al nostru. Da. Și, da, sunt foarte plăcut surprins de ceea ce am văzut aseară. Cum am spus și în emisiunile noastre trecute, calitatea fotbalistului întotdeauna va face diferența. Pentru că atâta timp cât faci transferuri cu jucători buni, jucători de calitate, jucători care îți fac diferența, cu ce ai avut în trecut, adunând cu ceea ce aduci, uite că face diferența și vreau să spun că Dinamo a dominat. A dominat tot meciul, din toate punctele de vedere, și la posesie, și la progresie, și la faze. Mă încânta faptul că la un moment dat veneau câte 4-5 oameni în careu, văzând vulnerabilitatea adversarului, au profitat din toate punctele de vedere și au scos un rezultat extraordinar de bun. Ce ți-a plăcut în mod deosebit? În primul rând mi-a plăcut atitudinea, agresivitatea, disciplina de care au dat dovadă pe tot parcursul jocului și cel mai mult îmi place felul cum se comportă antrenorul, atât înainte de meciuri, cât și după. Uite, scuză-mă, uite ce a zis Copic la conferința de presă. Apropo de șarfa aia, de această banderolă, ce a spus Copic la conferința de presă. A fost decizia mea personală. Mereu le zic că trebuie să jucăm cu acești doi câini. Copic, care, nu vă supărați, da?
Încerc să aduc ceva extra ca jucătorii să înțeleagă cum trebuie să joace. Încă suntem în zona retrogradării. Trebuie să fim fericiți, dar trebuie să progresăm de la săptămână la săptămână. Adică, sincer, Florentin, nu înțeleg de unde știe copii spiritul Dinamo. Bine, cred că e un antrenor, în primul rând, foarte inteligent. Cred că despre asta e vorba. El, e inteligent emoțional. Că e important și asta. Da, 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 ai perfectă dreptate. Eu am impresia că s-a documentat foarte bine tot ceea ce, de tot ceea ce înseamnă acest club. Dar să nu uităm din ce zonă a Europei vine. Pentru că ei sunt crescuți și educați și cu agresivitate din toate punctele de vedere. Să nu uităm că e croat, vine într-o lume unde joacă finală de cupă mondială, mentalitatea este alta. Mentalitatea de învingător. Normal, normal că la un club cu pretenții, la un club cu o istorie, cum este Dinamo, nu poți să aduci decât un antrenor așa. Sau un antrenor care a crescut acolo, un antrenor care știe ce înseamnă spiritul ăsta. Având spiritul în sânge, având mentalitate, având disciplina asta frumoasă cu care s-a dezvoltat, părerea mea este că trebuie lăsat să-și facă treaba omul. O face bine. Dinamo, dacă va câștiga următoarele meciuri, va scăpa de retrogradare, cum am spus-o dinainte. Trebuia o schimbare. Ovidiu e prietenul meu, am jucat atâția ani împreună. Gianni știe foarte bine ce înseamnă vestiarul ăla. Dar Ovidiu, din punctul meu de vedere, nu a avut jucătorii de calitate pe care Kopić îi are. Și a intrat și într-o rutină la Ovidiu. S-a fost și o rutină la un moment dat. Da. Și toată lumea. O rutină a înfrângerilor, o rutină mai mult nu se poate, că nici măcar n-avem cu ce. Pentru că totuși n-a avut, au venit niște jucători. Uită-te la fundașul central care a marcat aseară, Velkovski. Arată fotbalist totuși. Da, da, toți, Horia, uite, Horia, scuză-mă, piticule, puțin. Iarăși, nu păi vreau fiind, să... Fiind pitic, nu poate decât să te scuze. Ascult. Înțelegi tu, cum arăt și el fiind pitic. Da, și el fiind pitic, nu poți dai seama când ești, bă, piticule, da, gata. Fii atent, uite, iarăși, nu vreau să facem un caz din asta, pentru că e un singur meci. Bă, e un singur meci. Haide să o închidem oarecum, ok, lăudăm, facem. Bă, da, a doua zi gata, trebuie să o punem stop. Poate vă bate cu cine aveți Dorinel Munteanu. Cu Galațiu, dar poate vă bate Dorinel. Da. Asta spun, scoatem tot ce este pozitiv, doar că toată lumea acum nu vreau să se îmbete cu apă rece. Să nu uităm că de vreo 2-3 meciuri Dinamo joacă bine și a pierdut nemeritat. Pentru că le-a trebuit un impuls ca ăsta, un imbol, în care să câștige meciul și cu siguranță următorul meci va fi altfel. Pentru că dacă nu vor câștiga și următorul meci, Oțelul, care au un lot de jucători foarte bun, îl au pe Dorinel, sunt o echipă pe care Dinamo o poate bate fără probleme. Dacă va avea aceeași atitudine și disciplina pe care au avut-o Dorinel și Oțelul reprezintă o echipă pe care Dinamo poate să-i bată fără probleme? Da, da. Da, da, pentru că și ei au lacunele lor, au oscilații de formă, au, da, ok, au spiritul ăla de învingător, pentru că asta vine de la antrenor, au o pregătire fizică foarte bine, pe care Dinamo, în momentul de față, au, dar nu cum o are Oțelul, ținând cont de toate transferurile pe care le-au făcut, jucătorii noi pe care i-au adus. Plus că extraordinar de mult înseamnă omogenitatea jucătorilor. Chiar dacă au calitate, omogenitatea contează extraordinar de mult. Și după aceea poți să joci din inteligență, poți să joci din poziționare, poți să joci din elanul pe care rezultatul ți l-a dat etapa trecută. Sunt foarte mulți factori pe care Dinamo și ar trebui să profite de momentele astea bune pe care, da, pe care sincer, le-am. Te gândeai că poate să bată aseară? Sincer. Ținând cont cu cine au jucat, ținând cont de campioana României, mă așteptam să facă un rezultat bun, pentru că... Nu, dar să bată, adică să chiar te gândeai că... După cum a fost jocul și... Nu, înainte te întreb, te așteptai că poate să bată pe terenul liderului? Să bată! Nu mă așteptam. Aha. Nu mă așteptam, a fost o surpriză extraordinar de plăcută din punctul ăsta de vedere și vreau să-i felicit pentru
felul cum au pregătit acest joc. Cine crezi, după părerea ta, că sunt în momentul de față top 3 jucători exponențial la Dinamo acum, care ajută echipa? Cei 3, să zicem așa. Cei 3 crai? Păi îmi place foarte mult Velkovski, Milanov, bulgarul, se vede că nu este pregătit. Bordușanu mi-a plăcut foarte mult aseară. Nu pot să spun așa 3 jucători când îmi câștigă grupul, înțelegi? Dar prin ăștia 3 sau 10, cât formea primul 11 de fapt și cei care au intrat pe parcurs, vreau să-i felicit pe toți, lăsând la o parte calitatea individuală a celor care au marcat. Mă refer la Denis Politic, mă refer la Velkovski, mă refer la Bordușanu, care mă încântă de la meci la meci, Homa-O, Patriche, care toată lumea, domne, 38 de ani, 39, este ca vinul vechi, normal că joacă. Și felul cum se comportă, disciplina, agresivitatea de care dă dovadă când este pe teren. Să știi că mă uitam, Bordușanu, o mare armă pe care a scos, mare as pe care l-a scos, pe care l-a reinventat practic Kopić. Da, și sistemul pe care l-au jucat îl ajută foarte mult pe Bordușanu. După aceea, a doua repriză, a intrat Amzăr, iar un copil foarte bun, un copil pe care Dinamo îl are în curte și trebuie să-l valorifice. Pentru că și copiii ăștia, și eu am underii pe care îi folosesc 1, 2, 3 meciuri. După aceea îl odihnesc pentru următorul meci. Intră altul. Este foarte greu să mențină un ritm de ăsta de competiție, mai ales că are două probleme. Între ghilimele probleme. Jocul și presiunea jocului, care iară și aia face diferența extraordinar de mare. În momentul când ești pregătit fizic, foarte bine, poți să duci tot jocul. Dacă nu, joacă 1-60 de minute, intră și celălalt, da, și încearcă să facă diferența. Florentin, se salvează câinii? Da, dacă joacă cum au jucat aseară, îmi doresc de toată inima să o facă, pentru că acest club la care noi am jucat și băiatul de lângă tine, prietenul meu și unul dintre puținii care mai am rămas în legături extraordinar de strânse. Știu ce înseamnă acest club și știu ce înseamnă această mentalitate. Acest club merită să meargă mai departe, pentru că asta este calitatea și asta este diferența. Când joacă Dinamo, oriunde merge, vedeți și dumneavoastră că toată lumea îi apreciază. Unii mai înjură. E normal. Niciodată Dinamo nu va fi iubită peste tot. Dar undeva, în inimă, în... Nu, ADN-ul rămâne, Florentin, e clar. ADN-ul rămâne. ADN-ul rămâne. Ce o zice Albu de la Rapid acum? Ce o zice Gianni Albu de la Rapid? Păi nu știi ce e Albu de la Rapid după ce i-a bătut pe Dinamo? Hai, domnule, lăsați-mă cu Dinamo, club mic, am bătut o echipă mică. L-a luat și pe el Valo. L-a luat Valo. Păi vezi că să nu ia și calul. Era euforic după meci. Albu este un jucător bun, un jucător de calitate. N-ai voie să spui niciodată că Dinamo... N-ai voie, dar a zis... Nu, Gianni, niciodată n-ai voie să spui. Niciodată, știu, a zis-o și el. Da, o prostie cât el dă. A fost o gafă, da, a lui. Dacă nu, o gafă, e clar o gafă, știi. Florentin, ultima întrebare. Ce părere ai de imaginile cu Dodel, Tănase? Da, am văzut și eu aseară. Este dureros. În primul rând, sunt foarte dezamăgit de băiatul care a filmat, pentru că primul ajutor pe care trebuia să-l facă oricare om, că era Dodel, că era un om de pe stradă, că era oricare dintre un om la suferință, nu poți să faci lucrul ăsta. Dodel, și l-am cunoscut de vreo, adică ce am apucat să vorbesc cu el de vreo câteva ori. Dodel este un băiat extraordinar. Trece printr-o perioadă grea, iar noi toți, lumea fotbalului, trebuie să avem foarte mare grijă cu el, pentru că este păcat ca un om să ajungă și să se stingă, între ghilimele, în felul ăsta. Florentin, să se distrugă, da. Să se autodistrugă. Da. Dar cel mai important și cel mai important pentru el este să vrea. Pentru că dacă el nu vrea, nu se va face bine și nu va ajunge niciodată Dodel ăla pe care noi îl știm. Îmi doresc de toată inima să fie bine, pentru că și eu am avut o grămadă de cumpene în viața asta. Știu ce înseamnă să suferi și să
să ai dureri dintre astea. Pentru că omul ăsta a făcut lucrurile astea pentru că are niște probleme. Dacă era bine, niciodată nu putea să ajungă în situația pe care o traversează acum. Dar cel mai important și cel mai important este cum și ce vrea el de la viața asta. Da, da, imagini șocante au fost, șocante. Să-l vezi prăbușit în halul ăsta, pe fostul număr 10 din Champions League al Stelei. Da, dureros, pentru că el nu merită lucrul ăsta și dacă stai să te gândești... Bine, el alege dacă merită sau nu, acum da, tu știi cum. Da, da, da. Nu mai e treaba noastră, adică... Nu este treaba noastră, nu ne băgăm în viața omului, pentru că, dar îl putem ajuta. Îl putem ajuta și îl putem susține și îl putem sprijini în fiecare moment din viața lui. Ce? Pentru că ce? Da, te rog. Este greu să suferi. Suferința și umilința și durerea sufletească sunt niște dureri pe care este greu să le traverseze așa cu zâmbetul ce, pe buze. Ce îi spune? Dacă te-ai întâlni acum cu cel care l-a filmat în două cuvinte, ce îi spune? Să-i fie rușine? Nu știu. Da. Să-i fie rușine, Florentin? Da. În punctul meu de vedere și al tău, văd că și toată lumea pe care am ascultat-o și am văzut. Da, este aceste două cuvinte sau trei îi se potrivesc de minune. Să-i fie rușine. Da. Bine, e în regulă. Mulțumesc mult de tot. Și eu vă mulțumesc. Zi bună vă doresc. Mulțumesc. Mulțumesc. A fost Florentin Petre. Na, asta e situația. Acum știi cum e și Dodel trebuie să aibă grijă de viața lui până la urmă. Că nici el nu trebuie să dea prilej. Bun, hai că am tot vorbit de Dinamo. Cum vedeți lupta la titlu, băieți? Rapidulețu? Apropo de Dinamo? Da, da, da. Rapidulețu? A? Gianni? Rapidul? A? Vine din spate. Vine din spate? Vine din spate. Vine din spate? Vine din spate? Da, vine din spate, dar ce am văzut că chiar eram în emisiune duminică și urma meciul cu Șepși. Pare, nu știu, FCSB mi se pare că e prea puternică și are și continuitate și uite, și chiar dacă nu joacă un meci grozav, reușește să câștige. Adică cred că ar fi chiar o surpriză mare să nu ia titlul anul ăsta, ținând cont de cum merg lucrurile. Cu toate că da, Rapid a început să aibă un pic de constanță. Să lege niște meciuri. Să scape titlul. Nu știu. Nu. Adică e... Pare greu de crezut. Pare greu. Da. Pare greu de crezut pentru că acum chiar par o echipă solidă. Adică văd o maturitate în joc. Și defensiv solidă. Să vede și... Da. Și vorba aia, uite. Și când joci prost, câștigi. Asta e foarte important. Da. Andrei, așa, cum vezi așa bătălia asta? Bine, eu vă spun, CFR-ul n-a ieșit. Cine scoate CFR-ul e nebun. O să vedeți. Păi CFR-ul nici matematic. Și în momentul ăsta, matematic, CFR-ul stă la mâna lui. Da. Pentru că sunt, în momentul ăsta ar fi 12 puncte, la înjumătățire 6. 6 puncte înseamnă două meciuri directe în play-off pe care le câștigi, contează rezultatul de acolo și poți să treci peste FCSB. Ceea ce n-a avut CFR-ul în raport cu FCSB și cu Rapid, în momentul în care a jucat un meci prost, nu de fiecare dată l-a câștigat. Ori Rapidul a făcut două meciuri mai slabe în startul sezonului, pe care le-a câștigat și când a început să joace mai bine, victoriile au părut normale, cel puțin cea din meciul cu Oțelul a părut așa, la pas, o chiar dacă au, să zicem că au tremurat un pic în ultimele 3-4 minute. Rapidul se conturează ca un club puternic, din toate punctele de vedere, și asta înseamnă că trebuie să fie foarte tare luat în calcul de FCSB ca să nu aibă vreo surpriză. Sigur că declarația patronului dinaintea meciului CFR Rapid cred că n-a făcut altceva decât să mai dea un boost de motivație celor de la Rapid. În momentul în care spui mie nu mi-e frică de Rapid, mie mi-e frică doar de CFR, practic, antrenorul și-a terminat treaba. Adică a venit un mental coach străin și a rezolvat o mică parte din treaba. Așa cum am văzut că se întâmplă și am văzut și pe la noi, pe la echipa națională, că au fost niște momente de genul ăsta, când o afirmație
jignitoare la adresa ta. Asupra motivat echipa. Bineînțeles, să subestimezi. Să pictează toți pereții aia cu declarația aia și antrenorul nu mai spune nimic. Le spune, uite, ce zic ăștia. Nu odată mi s-a întâmplat în carieră, și în Anglia mi s-a întâmplat și în România, ca la ședința video dinaintea meciului, antrenorul să înceapă cu o declarație a cuiva din partea clubului potriva căruia jucam. Mai ții minte vreun meci important la care s-a întâmplat asta și ați mâncat jară? Nu. Ții minte un caz concret, dar orice. Și o declarație a unui jucător, și o declarație a unui antrenor patron din tabăra cealaltă poate să fie folosită împotriva lor, clar, pentru a motiva jucători. Eu am una mai tare. Când eram în cantonament la Brașov cu Dinamo, apropo să ne dea gradele jos, să intrăm pe vârfuri, ne-a bătut tractorul Brașov. Bine, eram încărcați după atât cantonament și acum Bogdan Onuț începuse să-și facă șuvițe de alea în cap blond. Eu începusem cu tatuaje și a venit la ședință mister și a zis, băi, de mâine Onuț vii tuns, nu mă interesează cum, iar tu, Gianni, tatuajele alea să dispară după tine. Și am zis, păi, mister, astea nu se mai ia. Cu Schmilger, băi, puncte, mătii. Înțelegi? Nu mă interesează cum vii, cum nu vii, vii fără ele. Și gata, la revedere. Știi cum am venit pe urmă? Eram cățeluși, gata, băi, ăla, tu, gata, te tunzi. Nu mă contează și tu, lasă-mă că nu mă pun tricou pe mine și nu să mai văd. Deci cu Schmilgerul a zis, direct, le iei după tine, te duci acasă și le dai jos. Cu Schmilgerul, da? Da, uite, apropo de lupta asta la titlu și cine ar fi la titlu, cine ar fi în play-off, uite că nu mai e așa de sigur, chiar sigur, locul farului 100%, da? Că toată lumea credea că ieri bate Dinamo și că s-a cam terminat locul 5. Și asta credea și Gigi Becali. Hai să vedem niște declarații foarte interesante pe cine ar vrea FCSB-ul în play-off, însă un Gigi Becali care și-a făcut declarațiile și a făcut socotele fiind sigur că farul, ceea ce nu mai e sigur azi, va juca fără probleme în play-off. Hai să vedem ce spune Gigi Becali. Că mi-a venit acum o întrebare bună de tot. Bună! Cine ați vrea să fie echipele din play-off? A șasea echipă, de fapt, că restul sunt cam clare. Păi a șasea vreau să fie Hermannstadt. Hermannstadt. Da. Cine, cine nu v-ar conveni? Păi bă, toate îmi convin. Hermannstadt Sepsi? Și OSK un convine. Într-un fel, între să zicem, și OSK-ul îmi convine. Pentru că OSK-ul se bate pe bune, adică nu există să se dea la o parte de Osechi. Ăla e un om cu minte de Osechi, nu face blaturi. Înțelegi? Și sunt ambițioși ungurii. Că ei sunt cu ungurei la alții și se bate între unguri cu ei ambiții între ei. Pe Hagi l-ați vrea în play-off? Păi Hagi este, mă, în play-off. E, mai sunt patru etape, sau câte sunt? Nu mai, mă, păi da ce bate pe Dinamo și la revedere. Păi Hagi, păi dar nu, păi da. Păi nu ți-am zis că vreau Hagi în play-off? Vreau pe Hagi în play-off, să zicem, cum să zicem, să nu exagerez. 50% de cât vreau să fiu eu în play-off. Am înțeles. Îl vreau pe Hagi în play-off. Deci, adică vreau, da. Îmi pare rău de zică, adică de ce? Rest. Dacă respecti fotbalul și munca unui om, trebuie să vei pe Hagi în play-off. Pentru că ca Hagi nu există în fotbalul românesc. Adică muncă, banii lui, munca lui, chinul lui, toate ale lui. Nu există altul așa. Am înțeles. Deci Hermannstadt-ul așa ca idee. Am priceput. Hermannstadt sau OSK-ul. E Mititelu v-ar conveni dacă ar prinde play-off-ul? Bă, Mititelu mi-ar conveni mai mult decât toate. Bă, dacă ar fi după mine, știți, n-ai mai ține cont nici de Hermannstadt, nici de OSK, de nimeni. Cel mai mult, dacă s-ar putea, Mititelu îmi convine. Care ambiție. Și se bate cu toți la sânge. E, dacă nu-l vinde pe Bauza, dacă îl vinde pe Bauza, la revedere. Și ce facem în Bauza? Bine, ce să fac? Păi ce? Nu îmi spuneți că nu vă... E jucător bun, Bauza, acum. O, pune, e foarte bun jucător. Numai că eu, dacă mi-l dai, la mine nu joacă. N-a ce să fac la mine. Deci Mititelu-l vreți peste toți în play-off pe Mititelu. Peste toți! Peste toți! Primul e Mititelu.
Pentru că Mititelul se bate, are orgoliu, vrea să se bată cu toți, să arate și el cu tare. Și îl vreau pe Mititelul. Cel, și care are și echipă. Are și echipă, el Mititelul. Mm. Are, are, are. Câțiva jucători foarte buni. Foarte buni. Da, mă, dar face el câteodată. De o dă, dă el, o dă el câteodată în baltă. Înțelegi? Bă, Achim ăla, ăla-i ține echipa lui, ăla-i dirijorul, cum e la mine șut. Dacă nu-l bagi și pe Achim, el câteodată nu-i convine de Achim, că nu se antrenează, că nu face, nu-l bagă pe Achim, mănâncă bătaie. Că ăla ține toată echipa, Achim. Înțelegi? Pe urmă, are el ambiție, nu-l bagă pe Bahasa, că nu știu, n-a semnat cu el. Bagă-l, bă, oricum n-a semnat. Și cine o să-l ia toată lumea pe Bahasa? Bagă-l pe Bahasa, că ăla-i, ai revaloare. Mm-hmm. Înțelegi? Se ambiționează cu ăla, cu fundașul dreapta ăla, nu știu cum cheam, negru ăla cum cheam. Are niște dale ale lui, niște fixuri, ale lui. Fixuri. Are niște fixuri de alea oltenești pe care pierde, știi? Da, da, da. Da, da, da. Bun, e jucător bun pe asta, nici eu nu înțeleg de ce nu-l bagă. Am înțeles ideea, dar în fine, numai, na. Are, are. Da, eu doar primul și primul, dar nu am zis de el pentru că nu prea are șanse, că nici nu cât are, 31, nu știu cât are, nu știu. 31, 30 de puncte cât are. Uh-huh. Eu primul, adică ar fi Mititelul, al doilea Herman Seat și al treilea Deoseghi. Aha, uh-huh. Aha. Uh-huh. Da. Așa aș vrea, adică oameni care se bat în play-off. Da. Ia uite deci nu-și mai am nevoie eu în play-off după aia, știi? Da. Ia uite cine îmi scrie. Ia uite cine îmi scrie. Cristi Borcea îmi scrie. Ce scrie? Nu știu, acum scrie, nu știu ce scrie. Da. Ce, ați mai ținut legătura cu el? Da, e finul meu, normal, că vorbesc din când în când cu el. Da. Da, e finul meu. Nu, cam, nu știu, nu cred că nu mi-a scris ceva de dumneavoastră. Are, îl doare că nu mai e, adică e așa, regretă că nu mai e în fotbal sau gata, nu mai interesează. Da, am revenit în direct, suntem cu Gianni Chiriță, Andrei Vochin și Florin Gardoș, Fanatic Superliga, în direct și în exclusivitate pe site-ul fanatic.ro. Când este emisiunea live, doar pe site-ul fanatic.ro puteți să o vedeți. Toate reacțiile, exclusivitățile, doar pe site, nicăieri pe social media. Pe social media, începând de astăzi la 17:30, când veți putea reurmări, dacă vreți, emisiunea în premieră, sau dacă n-ați văzut-o, să o vedeți în premieră, azi la 17:30 pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook, Horia Ivanovici. Pagina de Facebook care are de astăzi 100.000 de prieteni. Vă mulțumesc, sunt recunoscător, vă mulțumesc mult de tot, nu se poate nimic fără dumneavoastră, fanii. Avem 100.000 de oameni pe pagina Horia Ivanovici, nu-i rău deloc. A avut o reacție, are o reacție astăzi în forță, Dodel Tănase, o să vedeți imediat ce a postat astăzi Dodel Tănase și așa să fie, da? Să sperăm că așa va fi, cum spune chiar Dodel. O să vedem imediat despre ce este vorba. Mergem la Gabi Safta acum, Ocolul Pământului în 8 minute cu Gabi Safta, o rubrică savuroasă, ca să spun așa, și o rubrică plină de informații. Gabi Safta, după părerea mea, omul numărul 1 pe tot ce înseamnă informație internațional din presa din România și suntem bucurești că acum un an ni s-a alăturat. După ce m-am rugat de el vreo 5-6 ani, m-am tot rugat, hai Gabi cu mine, da, mi-a zis, zice, nu pot să las federația pe domnul Burleanu, nu pot. Gabi, te salutăm! Te salut, Horia, îți mulțumesc eu pentru oportunitatea de a fi în această emisiune. Mulțumesc! Ia, stai să vă mesajul! Mat cu pionii! Mamă, apropo de... Gabi are mereu câte un mesaj din ăsta criptic, da? Din, cum îi zice la alea, codurile lui Da Vinci. Mai înțeleg, are câte un mesaj. Iar mat cu pionii bănuiesc că înseamnă victoria lui Dinamo la Faru, nu? Da, victoria adică la... Adică că regele a fost bătut cu pionii. Da, să nu se supere cei de la Dinamo și apropo, Gianni, cu toată sinceritatea spun, m-am bucurat de victoria lui Dinamo și m-aș bucura să se salveze de la retrogradare. Nu pentru că ești în emisiune, dar chiar e un club care pentru acei suporteri merită să fie în Superliga. Și m-am bucurat de victoria lui Dinamo. Și da, să nu se supere cei de la Dinamo că i-am numit pioni. Da, dar nu, din... metafora e clară. Regele Hagi mat cu pionii. Ce naibă. Acum bănuiesc că are, da, mă auzi, cine se supără n-are minte. Adică despre ce vorbim. Dar mai lăsați o dată. Bună, rău de tot. Bună asta.
bună, foarte bună. Deci are Gabi niște mesaje în astea scurte pe eveniment a doua zi, genial, niște motouri din astea. Bună rău asta, Matt Cupiori. Foarte bună. Da, bravo Gabi, bravo. Bun, Gabi, te ascultăm. Gabi, doar atâta vreau să spun că o să-ți facem o surpriză la suflet de Rapidis, pentru că știu că tu adori foștii mari campioni ai României, jucătorii care au scris istorie. La 13:30 la suflet de Rapidis, în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro, vine cel supranumit Mânușă. Cel care a apărat 13 ani poarta Rapidului, o legendă vie, o legendă vie, marele Ion Manu, vine la suflet de Rapidist cu Lucian Ionescu. Robert are problema lui cu Andreea, stă lângă fiul lui și bine face. Îi ținem pumnii lui Andreea să meargă recuperarea. Avem, ți-am zis, îl avem pe domnul Manu invitat. Sunt foarte emoționat și foarte onorat că domnul Ion Manu vine la suflet de Rapidist la noi la Fanatic și sincer de-abia aștept să aud poveștile, să văd emisiunea, să aud declarațiile acestui uriaș, uriaș, efectiv uriaș, fotbalist uriaș, 13 ani portarul Rapidului, Ion Manu, alias, cum îl alintau suporterii Rapidului, Mânușă. Marți 13, a jucat 13 ani. Da. Și acum nu știu, dar nu știu dacă ai fost ironic, dar eu, cum îmi place să spun, am mai mulți prieteni rapidiști și dinamoviști decât steliști, iar Ion Manu e tatălui Gabi Manu, care mi este foarte bun prieten. Și bine, am făcut și eu prostii la vremea mea pe stadion, la Steaua, Gianni știe, dar când treci de anumită vârstă, când încerci să te așezi, le regreți și încerci să recuperezi. Da. Deci la 1:30 spectacol va fi, da? La 1:30 spectacol cu Ion Manu, un titan, un uriaș vine aici în studio la Suflet de Rapidist pe fanatic.ro. Chiar merită să vedeți o emisiune de suflet în primul și în primul rând. Gabi, te ascultăm. Ce s-a mai întâmplat în lumea asta mare? În ultimele minute am primit o informație, mă rog, am descoperit-o pe site-ul delegărilor de UEFA. La meciul de poimâine din Europa League, Feyenoord AS Roma, arbitru de centru va fi Radu Petrescu, ajutat de Radu Ghinguleac și Mircea Grigoriu. Arbitru al patrulea, Marcel Bârsan, observator pentru arbitrii, asistent Cătălin Popa și videoasistent Ovidiu Hațegan. Victor Cașai este observatorul de arbitri, foarte tare, și Mike Forster este observatorul delegat. Tot în Europa League și tot joi, Paul Zaharia, colegul fostul nostru coleg, va fi oficialul meciului Galatasaray-Sparta Praga, pentru că la meciul Maccabi Haifa-Hent să fie Augustus Constantin observator de arbitri, dar de data aceasta în Conference League. Sunt informații care au apărut pe site-ul delegărilor UEFA. Trec la Kylian Mbappé. Presa britanică, mai exact The Athletic, a scris aseară că Mbappé a primit acum o ofertă mai mică de la Real Madrid față de cea din 2022. Chiar și așa, francezul va fi cel mai bine plătit jucător de la Real. Acum 2 ani avea un bonus la semnătură de 130 de milioane, pică acest bonus. Are însă o ofertă de 75 de milioane de euro, bani în mână după impozitare și un salariu identic celui de la Paris. E adevărat că Real oferă în premieră 60% jucătorului din toate încasările primite din drepturile de vânzare ale produselor. În documentarul Mbappé, extraordinar, așa se numește, Mbappé extraordinar, celebrul Arsène Wenger l-a comparat pe Mbappé cu Pelé, un talent precoce, ajunge cu mare ușurință la finalizare, seamănă cu Pelé. Pentru Mbappé totul pare ușor și o face cu 100 de mile la oră, a zis Wenger. Mijlocașul francez al lui Aston Villa, Boubacar Camara, și-a rupt ligamentele încrucișate ale genunchiului drept, nu va participa la Euro, sezon închis pentru Camara, care a suferit o teribilă accidentare în meciul cu Manchester United. Camara nu a fost nici la mondiale, tot din cauza unei accidentări, complet ghinion. El a fost titular de drept în acest sezon, de 5 ori a fost convocat de Didier Deschamps, ar fi prins lotul pentru că Pogba e suspendat pentru dopaj și Kanté a plecat în Arabia Saudită. Locul lui Camara va fi luat probabil de Youssouf Fofana de la Monaco. După accidentarea suferită pe 17 octombrie, ruptură ligamente încrucișate, Neymar a fost operat și continuă recuperarea. Iată, după 4 luni, noaptea trecută, brazilianul s-a întors în Arabia Saudită și a fost primit cu flori. Bine ai revenit la Riad, magicul nostru brazilian, a scris Al Hilal pe site, de parcă acum ar fi semnat prima dată. Adevărul este că Neymar e foarte iubit în Arabia Saudită. Hilal e și într-o formă bună, e lider cu 7 puncte peste Nasser,
iar Neymar poate deveni astfel campion. Devenind campion. Interesantă informația publicată de englezii de la The Telegraph, antrenorul Radu Drăgușin de la Tottenham, Ange Postecoglu, a devenit favorit să-l înlocuiască pe Jurgen Klopp la FC Liverpool. Până ieri, în fruntea listei era Xabi Alonso, numai că oficialii lui Leverkusen nu vor să se despartă sub nicio formă de cel care ar putea să le aducă primul titlu din istorie. Australianul Postecoglu are și el contract cu Tottenham până în 2027, e pe locul 4 în clasament, dar când te cheamă Liverpool, parcă uiți de Tottenham. Reapare varianta Salah în Arabia Saudită. Al-Ittihad, antrenată de Gallardo, vine cu o ofertă record. Presa mondială scrie că egipteanul de 31 de ani îl va înlocui pe Benzema vara viitoare. Suma oferită de Ittihad pentru Salah este de 235 de milioane de euro și dacă semnează un nou record, peste 222 de milioane pe care i-a dat Paris Saint-Germain pe Neymar în 2017. Un amănunt interesant, Ittihad i-a oferit contract și lui Julian Ward ca director sportiv, care până la începutul acestui an a fost în același rol la FC Liverpool. Lionel Messi a fost deja invitat să participe la Olimpiada de la Paris. Selecționerul argentinei, Javier Mascherano, a lăsat să se înțeleagă faptul că Messi și Di Maria vor fi la Olimpiadă. Sunt obligat să-l invit. Un jucător ca Messi are porțile deschise permanent. Va fi decizia lui, a spus selecționerul olimpicilor argentinieni. Di Maria a anunțat că se retrage după Copa America, dar este și el așteptat la Olimpiadă. Între timp, Messi a aflat că îl va avea coleg la Miami pe fiul lui Fernando Redondo, pe Federico. Conducerea lui Argentino Junior s-a anunțat noaptea trecută că a primit o ofertă prin care îi va fi imposibil să-l mai țină pe Redondo Junior. Se anunță un mare talent al fotbalului argentinian. În Côte d'Ivoire, Hori, a fost ieri zi națională, între ghilimele. Ivorienii au sărbătorit a treia Cupă a Africii. Pe imaginile pe care le veți vedea, am să vă povestesc un parcurs absolut șocant. După ce a învins cancerul testicular, atacantului Dortmund Haller a dat golul victoriei. Și atenție, Côte d'Ivoire a pierdut primele două meciuri în grupă. Selecționerul și-a dat demisia. Într-o altă grupă, Ghana a fost bătută în minutul 94 și astfel Côte d'Ivoire a mers în optim neașteptat de pe locul 3, fără antrenor. A eliminat după penaltiuri campioana Senegal, pe care o egalase minutul 86 din penalti. În sferturi a trecut de Mali în prelungiri, după ce a rămas în 10, a primit gol, a egalat în minutul 90 și a câștigat în minutul 122. Și în final a bătut-o pe Nigeria lui Peseiro, după ce a fost condusă cu 1-0. E cam cum a făcut Cristi Borcea minunea de la, Coșițe, sau parcă nu, Teplițe, de unde era minunea, la Barnam. Așa, ar fi interesant să vedem comentar cu victoria celor de la Côte d'Ivoire. Penultima informație, vedem o fază rară și comică de la un meci de basket între colegile americane. Băieții din echipa de polo, sper să nu greșesc să fi trimis link-ul cu aceste imagini din basket, Adi Barna, să mă ierți dacă nu ați... Iată-le. Băieții din echipa de polo au încercat să-i ajute pe colegii de la basket prin gesturi de distragere atenției adversarilor. Realmente spectaculoasă idee. Și am să închei cu o fată frumoasă, celebră. Wanda Nara și-a arătat încă o dată prin postările de noaptea trecută pasiunea pentru lenjerie intimă bicoloră. 17 milioane de urmăritori au văzut-o pe Wanda în postarea însoțită de mesajul "În această dispoziție sunt". Soția lui Mauro Icardi, din păcate știm, este suspectă de leucemie, urmează și un tratament în acest sens. Gabi, mai stai cu noi, te rog, mai stai cu noi, pentru că mai avem o exclusivitate, încă un transfer, chiar dacă s-a închis, oficial la seară la 23:59 perioada de mercato și vreau să ne ajuți tu. În primul rând, vreau, te rog, caută-l pe Edgar Ie. Jucătorul Edgar Iej, fundașul central pe care vrea să-l aducă Dinamo, și vreau să-mi spui chiar tu, da? Domnul Nicolescu a anunțat știrea în exclusivitate acum câteva minute aici, ultimul transfer al lui Dinamo, fundașul central, și uite-te tu, că na, ești, ca să zic așa, cu laptop în față, eu știi cum ești moderator, trebuie să stau aici să țin focul aprins, e un jucător foarte interesant care a trecut și pe la Barcelona. Barcelona, a fost format de Barcelona B. Și are o cotă foarte, foarte bună. Cât? 1.700.000. Nu cred. Da. Cota de piață 1,7 milioane de euro? Nu știu dacă este vreun fundaș central cu să aibă cota asta în România. Deci Dinamo, adică chiar dă lovitura dacă-l ia? Așa pare, pe hârtie cel puțin. Ia zi-ne, Gabi!
a jucat numai la echipele la care a jucat, e foarte interesant, deci Barcelona, Lille, Trabzonspor și Feyenoord Rotterdam, echipe, adică sunt echipe. Uh-huh. Dacă joci la echipele acestea, înseamnă că și crescut de Barcelona B, e din Guinea Bissau. Deci, practic, un jucător trecut pe la Barcelona, că e A, că e B, e Barcelona, nu? Da. Și nu numai că a trecut pe la Bună, poți să pleci de la Barcelona și să nu ajungi undeva, dar între timp a mai jucat și la Lille, și la Trabzonspor, și la Feyenoord, în Franța, în Turcia și în Olanda. Nu numai că a debutat sau a început. Da, da, a avut cotă și de 7,5 milioane de euro, dacă îți vine să crezi. E, asta e o problemă. La un moment dat a avut cotă de 7,5 milioane de euro. Tu îți dai seama dacă Niculescu închide transferul ăsta? Andrei, că n-ai cum să nu știi fotbal, să nu mai știi fotbal. Pe categorie, 60 de meciuri în Turcia, 51 de meciuri în Franța, în prima ligă, meciuri în Europa League, meciuri în Champions League în calificări. Și cum de liber de contract? Habar n-am, îți dai seama. Asta e o problemă. Dacă a avut 7 milioane și nu-i mai are în cotă de piață, bă, ai ce-o. Da, Gabi, vorbim de Dinamo, de Superliga. Ce naibii, am nebunit sau ce? Le despre ce discutăm? Cristi Coste mi-a trimis totul de pe Transfer Market și Leo Badea, prietenul nostru, m-a și ajutat. Minunea de la Liberec s-a numit acel... Am zis Liberec. Da, da. Bun. Ei, și asta spuneam că mai avem o bombă care poate să o detoneze Universitatea Craiova. Deși s-a terminat perioada de transferuri, au cerut, din informațiile noastre, în momentul de față, Universitatea Craiova, prin domnul Costeșin, cel care se ocupă de transferuri, omul, ca să zic așa, omul din umbră, dacă are un meseriaș, da? Unul dintre cei mai buni oameni care se ocupă de transferuri din Superliga și de ani buni. Repet, știți cine Costeșin, nu? Așa, omul din umbră de la Universitatea Craiova, da? De ce râzi, Andrei? Nu e deloc din umbră, că e unul dintre cei mai muncitori oameni. Nu, nu, că în sensul că nu iese pe la declarații, pe la nimic, eu la asta, bă, că nu-i public. Nu e, el da. Se mai duce pe la ligă să concureze pentru... Deci, Costeșin încearcă să obțină o derogare de la UEFA, chiar dacă a trecut termenul, pentru că Universitatea Craiova, au venit actele azi noapte cu 4-5 ore întârziere, Universitatea Craiova are semnătura unui jucător pe care l-a vrut acum o lună de zile FCSB. Este vorba de atacantul spaniol Halen Bles. Gabi, asta este informația de ultimă oră, asta este ultima bombă pe care Rotaru vrea să o explodeze, să o detoneze în acest mercato. Craiova, n-a fost vina Craiovei, cei de la Priștina, el joacă la, era jucătorul lui Priștina, în Kosovo, tot în Kosovo, facem legiune de kosovare aici, mă rog, el e spaniol, da? Are 1,87 și Gabi, spune-mi tu restul de amănunte. Halen Blesa este atacantul pe care l-a vrut FCSB acum o lună sau cel puțin s-a discutat că ar putea să ajungă la FCSB. Zi tu, Florine, cu cota de piață, că tu ești cu lovelele, nu, din câteva. Cota de piață e mică, dar cât are? 250. Da, da. Dar are 23 de ani și cifre bune sezonul trecut. 9 goluri, 4 asisturi. Uh-huh. Dar, mă rog, e greu să cred că poate să mai facă ceva. Nu știu. Dacă întârzi actele, atenție, 1,87 înălțime. Deci e, născut la Barcelona. Da, da. Tot, azi e ziua Barcelonei, din toate punctele de vedere. Are două cetățenii, și spaniolă și engleză. Deci Craiova încearcă cu, dacă va putea să obțină, deci v-am spus de azi dimineață, e o întreagă nebunie la club acolo, faxuri care merg spre UEFA, Costeșin încearcă imposibilul, dacă va reuși asta, își merită supranumele de profesionist care face miracole, Costeșin, nu știu dacă va reuși, s-a cerut derogare, s-a explicat că s-a ajuns foarte greu cu actele, că a fost și o pană de curent, din ce am înțeles azi noapte, dar ce cer, Priștina a trimis actele cu întârziere, Universitatea Craiova s-a înțeles cu Halen Blesa, dar acum să vedem dacă are bunăvoință și dacă se pot, dacă există astfel de derogări la UEFA. Ia zi, Gabi, cine e Halen Blesa? Posibilul nou atacant al lui Rotaru, al Universității Craiova. Văd că joacă pe poziție de număr 9, dar a fost folosit și pe benzi, stânga-dreapta, ceea ce e foarte important, lovește probabil cu ambele picioare, are 1,87, două cetățenii spaniolă și engleză, născut Barcelona, cota era 250.000 într-adevăr. Deci n-am mai jucat din 2023, din vara trecută n-am mai jucat. În precedentul sezon 2022-2023, 14 meciuri, 10 goluri și 2 asisturi. La Rahoveț, o echipă de care, mă rog, din campionatul lor.
A câștigat cupă, campionat. Da, cred că el aparține de Priștina, că înțeleg că cu Priștina se negociază. Da. Da, probabil, da, mă rog, în fine. Da, deci cu Priștina se negociază. Deci e un fotbalist care, dacă ții minte, acum o lună era pe radarul FCSB-ului. S-a și scris în presa din România. Și noi am scris la Fanatic. Da, a fost ziua lui, recent, îi spune la mulți ani, 23 de ani, a plinit pe 5 februarie. Da, 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 da. Mă rog, nu știu ce să zic, acum vedem. Real Madrid, de exemplu, n-a primit derogare și Real Madrid l-a ratat cu un minut pe De Gea, dacă mai ții minte. Da. Știi? Da. Înțelegi? Deci cu un minut l-a ratat pe De Gea, da? Un minut și Real Madrid și n-a primit nicio derogare. Dar poate rotarul e mai tare decât Real Madrid. Câteodată softul îți face treaba. Da? E bine că l-a ratat pe De Gea. Da? Da. Am înțeles, softul își face treaba. Bună asta, da, 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 da. Bună asta, da. Gabi, ce-a mai venit? Acum când ai timp, n-ai știri acum, ai știri mai puține. Când n-avem timp... Avem, dar mi-am dat pe site, că am încercat să mă strâng, n-am știut că avem atât de mult spațiu. Spre exemplu, a venit o informație, un jucător italian a fost închis pe viață, 3 ore a durat procesul și a omorât fosta iubită, a bătut-o cu tot ce a găsit, cu piciorul, cu pumnul, cu ciocanul, cu o bâtă de baseball, cu o bancă din grădină. 3 ore a durat procesul și azi noapte aseară a fost condamnat pe viață la închisoare. Se numește Giovanni Padovani. Cred că nu e cel celebru, e un pic mai puțin celebru, un alt Padovani din Bologna. Au mai fost informații pe care le-am trimis colegilor de la SAI. Și apropo de Mătolă Udai, să știi că Vlad Roșca are o echipă excepțională. De foarte multe ori reușesc să-i surprind cu exclusivități. Văd, păi cum adică are echipa excepțională dacă tu îi surprinzi cu exclusivități? Foarte rar. Foarte rar, am înțeles. Dar fata așa, doar o fată, atât? Ai mai arătați-ne poze. Doar o fată, așa sărac ești? Nu, mai am, dar am zis că trebuie numai câte una. Știi? Mai avem, uite, am să trimit chiar acum o știre. Da? Cu a doua fată. E weekend, nu? Gianni. Nu, e mâine ziua îndrăgostiților. E ziua îndrăgostiților, da. Nu strica, Gabi, lasă așa. Da? Da? E ziua îndrăgostiților, poate cineva e singur. Mai trimite-ne și tu o fată frumoasă care a făcut ceva important. Am trimis-o pe Alice Sabatini, nume de jucătoare de tenis. Apropo, am văzut că tenismenă este acceptat, ceea ce mi se pare o barbarie. Da, Alex Sabatini se întoarce la Gianni. Pare pe undeva pe la noi, pe la piscină. Gianni, n-arată rău, a? Frumoasă. Nu deloc. A? Da, da. Frumoasă, frumoasă, înalte, picioare, nu? Superbă. Superbă, domnișoara. Cadrul e luat bine, se arată picioarele mari, ca să știi. Da, 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 s-a filmat, da, da, știe să se filmeze. Da. Sau cine a fotografiat-o, a filmat-o cu talent. Place, și ce a făcut această domnișoară? Alice Sabatini o cheamă, ex Miss Italia, se întoarce pe terenul de basket și a fost angajată de Vareze. Ieri a semnat contractul. A, deci e basketbalistă, nu tenismenă. Nu e tenismenă. Nu e tenismenă. Basketbalistă. Mi-a luat fața, eram prea atent, n-am înțeles ce e. Da. Frumoasă, da? Frumoasă foc. Da, 6 ani, contract la Pallacanestro Feminile Vareze, serie B. Ce norocoi sunt fanii lui Pallacanestro. Fericiți fani. Bine, să tot mergi la meciul de basket și de volei feminin. Înseamnă că nu ești normal dacă nu te uiți la ele. Da, da, da. Bine, Gabi, mulțumim mult. Mai e ceva sau cam asta e? Mulțumim. Mulțumesc și eu. Zi bună să aveți toți. Zi frumoasă. Da, 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 da. Uite, îmi scrie Cristi Coste, care e foarte documentat, apropo de, cum îl cheamă, de Halen Blesa. Și îmi scrie Cristi Coste, există precedentul Said Benrahma de acum o săptămână, s-au folosit toate argumentele posibile în mâinile unor birocrați decizia, dar există un precedent, s-a acceptat derogarea. Da, nu știu, vedem. Da. Eu am găsit altă informație, acum n-aș vrea să vin să stric petrecerea. Da, da, stric-o. Dinamo trebuie să aibă, să fie atent cu jucătorul ăsta cărui cot a scăzut. Da, și Benrahma a semnat cu Lyon, da. Te rog, zi. Pentru că în 21-22 a avut ligamentele încrucișate rupte și din momentul ăla... Din 2021-2022. În 2022 și-a rupt ligamentele încrucișate, a stat 212 zile și pe urmă, de atunci până acum, a stat 14 zile, 28 de zile, 16 zile, 38 de zile, 34 de zile, 19, 7...
numai pentru accidentări. Te referi la numai pentru accidentări și astea sunt contabilizate de un site, deci nu sunt nu fac parte din buletinul medical oficial, adică s-ar putea să fie mai multe. Da. Vedem. Am tot încercat să vorbim și cu Dodel, ca să aflăm și versiunea lui, da? Ezită să intre, ne-a scris și a spus că asta este o declarație care putem să o dăm, ca să spun așa, e poziția lui, da? Dacă până la urmă nu va intra și spune, vă rog să mă înțelegeți, îmi este rușine pentru ce am făcut. Spune Dodel. Este, da, nu știm dacă o să reușim să vorbim, dar ne-a dat această declarație și spune, vă rog, asta e chiar asta, vreau să vă spun, pot să o spun public, îmi este rușine pur și simplu de ce am făcut. Dar părerea mea că nu trebuie să-i fie rușine, ci să fie conștient că a făcut lucrul ăsta nu întâmplător și să, în loc să-i fie rușine, să meargă să se facă bine. Asta este cel mai important lucru pentru el, să admită că are o problemă și să meargă să-și rezolve problema. Da. Vedem ce se va întâmpla, oricum ar fi ținem pumnii. Oricum ar fi ținem pumnii și da, cum a zis toți aici, da, e un mare help printre, și printre postările alea, asta văd eu, care le-a făcut Dodel, un mare help. Da, chiar dacă el nu o spune cu toată gura, trebuie ajutat. Mai ales că îi vine copil, din ce înțeleg de la tine. Da. Că tu ai dat, ai dat informațiile astea. Am că și eu ieri, iubita lui este gravidă și da, îi vine un copil, nu? Despre asta e vorba. Bun, Gianni, îți mulțumim. Noi mai rămânem vreo 10-15 și minute. Și eu vă mulțumesc. Așa, așa, mulțumim. A fost o plăcere ca de, a fost o plăcere ca de obicei. Oameni buni. Hai să vedem cât timp ne despărțim de Gianni. Haideți să vedem câteva voxuri super fani etapei realizate împreună cu colegii noștri de la Superbet. Le mulțumim încă o dată. Super fani etapei de la două meciuri foarte importante. O să dăm imediat aceste imagini. Oameni buni, știți rubrica noastră, dar mi se spune că s-ar putea să avem o legătură telefonică. Gianni, mulțumim. Du-te așa, ca un duh. Ieși din lampă, ca să zic așa, ca un duh. Da, stai așa, da, deschide frumos și ieși, ieși din lampă, da? Mă anunțați, da? Cu cine vorbim, dacă avem legătură telefonică, să vedem. Și v-am zis, o să urmărim la un moment dat și super fanii etapei, rubrica savuroasă, că e savuroasă, efectiv este savuroasă, rubrica realizată la, hai să vedem, FCSB Sepsi și bineînțeles la derby, la CFR Rapid. Bun, deci mă anunțați dacă avem telefon sau dacă dăm primul Super Vox, este cel de la CFR cu Rapid. Acesta este Super Vox. Așteptăm regia să ne spună despre ce este vorba. Ca să zic așa, hai să dăm Vox-ul, îmi spune regia și revenim după aceea. Deci, hai să vedem super fanii etapei de la CFR cu Rapid, da? Derbiul etapei încheiat cu o frumoasă victorie a giuleștenilor. Dar hai să vedem ce au spus suporterii clujeni și nu numai, și cei giuleșteni înainte și, bineînțeles, după partidă. CFR și Rapid se întâlnesc într-un moment foarte important pentru accederea spre campionat, dar ținând cont de conjunctura ultimelor rezultate, Rapidul foarte pozitiv, CFR-ul la fel, consider că un X pentru meciul ăsta le diminuează șansele pentru locul întâi, ținând cont că Steaua joacă mâine seară cu Sepsi. Va fi un meci foarte greu, Rapid o echipă foarte bună și eu zic un 2-1 pentru noi ar fi ideal. La noi ar trebui să dea Tsatsigis una și una Keita. Foarte frumos, liniștit și batem. Hai CFR-ul. 3-1 le dăm, așa, dau și eu un gol atât. De ea cu dată și hotel. Foarte slab. Ăsta nu e antrenor, nu înțeleg ce joacă Bârligea titular. Deci Bârligea nu atinge mingea 30 de minute și joacă titular meci de meci. Primul 11, nimic, slab. Manea stânga nu joacă nimica. Sunt niște jucători care trebuie schimbat. Că dacă nu cumpără atacanți, cu ăștia, cu Bârligea și Otele e bun, dar nu ajunge. Zero! Da!
Da, am întrerupt pentru că înțeleg că suntem cu jucătorul, fostul mare jucător al Stelei, cu Tănase la telefon. Ne auzi, Dodel? Salut! Da, vă aud. Salut, salut. Hai că tot alergăm după tine, de ieri păi, tot alergăm după tine. Da, mamă, dacă nu zici că omorâsem pe cineva sau m-am omorât pe cineva, de ce mai încerc? Acum știi cum e, vrem să ascultăm ce, versiunea ta, da, e adevărată. Dar spune-ne ce s-a întâmplat. Ce s-a întâmplat? Am fost și la un șpriț, m-am dus acasă, nu răspundea nevastă mea și m-am pus jos să aștept să mi se deschidă ușa și așteptam să... Na, am niște dinți provizorii în gură și încăzute un dinte și de la dingie, sensibilă dingia, mi-a căzut niște picături de sânge. Uh-huh. De la gingie era sânge, da, nu? Am da, înțeleg. Da. Uh-huh. Dar, Dodele, cine te-a filmat, mă, tată? Cine te-a filmat? Păi, nu știu, portarul ăla de acolo, nu știu, de la oamenii de acolo, nu știu, că chiar nu vine să cred. A venit, că am, cred că am stat vreo 3 minute, 4 minute, nu exagerez. A, doar 3-4 minute ai stat acolo? Da, până să mi se deschidă ușa de la casă. A, și ce s-a întâmplat după 3-4 minute? Ți-a deschis iubita, prietena? Da, și am intrat în casă, îți dai seama. A, deci tu n-ai stat acolo, nu știu, toată noaptea? Păi nu, Doamne, incredibil. Păi... Cum să stau acolo toată noaptea? Oricum toată lumea mi-a dat mesaje, mi-a scris, m-au sunat, mamă, ce-ai făcut, ești bine, nu știu, n-am făcut nimic, n-am omorât pe nimeni, n-am împușcat pe nimeni, nu am... Da, Dodel, vreau să te întreb ceva bărbătește și direct, că vreau să o aflu de la tine, din gura ta. Și oricum ai avut curaj că ai intrat și te felicit că cel mai bine să le clarifici tu, să nu mai speculăm noi. Bine, oricum voi speculați de fiecare dată. Da, știu, dar știi cum e, alta e când intri tu. Da, bine, Dodel. Știu, că voi sunteți ziariști, da. Da, Dodel. Am și eu prieteni ziariști. A, și că... știi cum e. Vreau să te întreb direct. Ai căzut, bine, cum zice toată lumea, în patima drogurilor? Te droghezi? Eu? Da. Doamne, ferește, doamne. Mă lași mască la întrebarea ta. Nu, te întreb direct. Păi, da, mă... Ce întrebare asta? Cum? Nu există așa ceva. Păi bun, și de unde au apărut toate vorbele astea atât de urâte? Păi, că te droghezi, că bei, că toată lumea, toată lumea îmi spune, toată lumea face voi. Și am zis și eu, bă, m-am lăsat de fotbal, nu știu ce, nu credeam vreodată că o să vând așa de bine, da, și o să apar așa de în fiecare zi la televizor și în ziare, cum apăream înainte. Cred că acum apar mai mult decât apăream înainte. Uh-huh. Adică sunt niște chestii în care ce treabă mare, ce fac eu sau ce nu înțeleg lucrurile astea și oamenii ăștia care ce vor să facă rău sau ce, nu înțeleg cu ce ajută, că nu înțeleg cu ce ajută. Uh-huh. Deci eu ți-am zis, eu am vrut să clarific, bărbătește, deci nu te droghezi, nu te-ai drogat. Sunt trecut în coadă și știu că ai sub. Vorbește în telefon, că nu te aud. M-auzi acum? Te mai tare puțin, zi-te, rog. Da, am spus că nu înțeleg oamenii ăștia care vor să facă rău sau vor să denigreze pe o persoană sau pe cineva. De ce? Pentru ce? Nu câștigă nimic, nu câștigă, măcar ar câștigă o bani. Nu înțelegeam. Bă, uite, câștigă omul bani, nu știu ce. Am înțeles. Da. Dar nimeni nu câștigă bani, nimeni nu câștigă nimic. Și vor decât să facă rău la o persoană sau la... Da. Am înțeles. Ai căzut în patima băuturii sau la fel sunt exagerări? Nu, e pe ce unde să căz? Nu am căzut nicio patima. Adică exagerez cu băutura sau sunt invenții? Păi sunt invenții, dar sunt mergi și la un șpriț, cu prieteni, la un șpriț, la un grătar. Da, ne îmbătăm și noi până la 1, 2 noaptea. Ne facem un șpriț frumos. Vorbește în telefon, te rog. Ține telefonul la gură. Cum? Mă auzi? Da, te aud. Da, nu te mai auzim, nu se mai aude nimic. Mă auzi? Nu se mai aude. Hai să mai încercăm să refacem o dată. Mă auzi acum? Alo? Da, te aud bine acum, gata. Da, nu, am zis că n-am căzut nicio patimă, nicio băutură, n-am nimic, n-am căzut nicio patimă. Ideea că
nu știu, a fost așa și cred eu că vând eu prea bine și toată lumea, orice fac, și dacă merg și trec pe roșu și trebuie să trec pe verde, mamă, ce-am făcut ăla, mamă, a trecut pe roșu, mamă, trebuie să-l amendăm, trebuie nu știu ce. Nu știu de ce s-a ajuns la lucrurile astea. Chiar nu știu de ce și nu înțeleg. Bun, deci... n-am deranjat pe nimeni, da? Și n-am supărat pe nimeni. Bun, deci am lămurit-o. Deci doar bei ca orice om care se distrează la un șpriț, da? Normal, știu și eu că bei și voi și toți beau și toți. Știu o grămadă povești și știu o grămadă că, na, credem că am stat pe lângă voi și știu toți și ziariștii și toți știu și știu că șprițul e frumos, da, până la o limită. Am înțeles. Nu trebuie să treci pe limită, da? Acum să se exagereze, să spună lumea că, mamă, ce-am făcut, că nu știu ce, cu ce am deranjat, cu ce am greșit, cu... Am înțeles. Dar erai amețit acolo, nu? E clar, nu? Eram. Și nu recunosc și n-am nicio... Ce, recunosc că eram băut, eram amețit, stăteam jos acolo și eram... Da, după o seară de șpriț. Am înțeles. Dar nu mi-ai răspuns la întrebare. Te-ai drogat până vreodată sau nu? Nu mi-ai răspuns. Vreau să o lămurim clar, să terminăm o dată cu povestea asta. Alo. Alo, da. M-auzi? Te ascult. Alo. Da. M-auzi? Da, da, te aud. Alo. Da, eu te aud bine, să știi. Băi, nu te aud, nu. Nu, eu te aud foarte bine. M-auzi? Alo. Da. Nu te aud, nu. Alo. Alo, bun, hai să încercăm să refacem legătura. Da. Te aud, m-auzi? Alo. Da. Nu te aud deloc, nu. Alo. Da, eu te aud, te aud. Mai încercați odată să refaceți legătura. Da, da, se confirmă, se confirmă, am primit și pe cale oficială cu Blesa, deci clubul, clubul s-a, clubul Universitatea Craiova s-a înțeles. Da? Deci clubul Universitatea Craiova s-a înțeles cu jucătorul, se așteaptă derogarea de la FIFA, nu de la UEFA, da? Craiova s-a înțeles și cu clubul, s-a înțeles și cu jucătorul, s-a înțeles și cu agentul și dacă FIFA dă derogare, Blesa va fi noul jucător al Universității Craiova și va putea juca de când va hotărâ antrenorul. Bun, dacă se reface cu Dodel, bine, dacă nu, asta e. Oricum, omul a intrat și a lămurit lucrurile. Asta e foarte bine că a intrat și a lămurit lucrurile. El spune că n-a căzut în patima drogurilor, spune că bea ca orice om la șpriț, da? M-ați înțeles? Adică, na, cum ne mai ducem cu toții și că se face prea mult tam-tam și că și dacă ar trece pe roșu, nu se aștepta la ta tam-tam și dacă ar trece pe roșu, s-ar... face, cum să spun, iureș și s-ar scrie de el și așa mai departe. Foarte bine că a rămurit el cu gurița lui, ca să zic așa. Bun, suntem pe final, ca să zic așa, oameni buni. Cum ți s-a părut așa, cum să zic, finalul ăsta cu Dodel așa? În continuare sunt îngrijorat și în continuare spun că cel mai dificil lucru în situații de genul ăsta este acceptarea din partea celui care are o problemă. Aș vrea să nu aibă nicio problemă, dar mi-e teamă că există ceva la mijloc și când spun asta nu mă bazez pe imaginile astea, ci mă bazez pe acea întâmplare cu poliția. Când ai văzut ce a zis? Portarul a filmat. Da. Aproape că nici nu mai contează cine și de ce face, dar tu ai spus o vorbă mare care s-ar putea să fie adevărată. E posibil ca acest dușman, între chilimele, care e hulit de toată lumea acum pentru că nu a făcut un gest umanitar. Adică cel care l-a filmat. Cel care l-a filmat, ăsta nu e un gest umanitar, dar dacă lucrurile stau așa și înțelege situația, acest semnal ar putea fi primul pentru îndreptarea lui, pentru a putea să înțeleagă, să-și asume și să fie îndrumat de prieteni, de familie și așa mai departe, să
meargă la un ajutor de specialitate. Da. Nici, adică o să-i vină pe lume un copilaș. Este incredibil de greu pentru un prieten, pentru un iubit, care are o iubită așa, da, care să știe că omul pe care îl iubește are o problemă de sănătate pe care el nu o conștientizează și nu vrea să o rezolve. Asta este cel mai greu lucru, pentru că nu știi cum să faci să-i spui lucrul ăsta. Iată, el vine și spune, vorbește despre dușmani și așa mai departe, el crede că toată lumea are ceva cu el, că toți vor să facă din țânțar armăsar. Păi el asta zice, Doamne, ai văzut ce o parte dintre prietenii lui cred că vor să-i facă bine, ăia care sunt prieteni adevărați. Și ar trebui să facă tot ce se poate, prin orice metodă, să-l facă să conștientizeze că după ce a încheiat cariera, nu face ce trebuie ca să aibă o viață liniștită, sănătoasă în continuare. Bun, avem și vești bune, Florine. Care sunt ale? Avem o veste bună, Florine. A fost găsit copilul. Și puștiu de la farul. Plângea pentru că a aflat că trebuie să meargă la școală. Ce cinic e, Florin. Da. Da, deci a fost găsit puștiu, am primit o informare din partea farului. L-au găsit pe copil foarte bine, de-abia așteptăm să-i fac o surpriză și să vedem și noi ce se întâmplă și să mediatizăm. Mă bucur mult pentru copil, sunt convins că va fi o mare surpriză pregătită de jucători și de și de însuși Gică Hagi. Da. Bun, deci se pare că și cum îl cheamă? Belsa sau cum îl cheamă pe spaniol? Blesa. Da, Blesa ajunge la Universitatea Craiova, cam ăsta ar fi ultimul transfer puternic mare din fotbalul nostru, dacă până la urmă se primește derogarea. Se anunță nebunie, ce să mai lungim, nu? Vede? Nu? Și noi suntem aici. E important că se întăresc echipele. Și și faptul că Dinamo câștigă un meci cu Farul e important pentru frumusețea campionatului. Am înțeles. Da. Andrei, mulțumesc mult de tot. Mulțumesc mult, Florin. Mulțumesc și lui Gianni care a fost. O să încheiem, oameni buni, cu Voxul de la FCSB Sepsi. Da? Deci Voxul de la FCSB cu Sepsi. Ce au zis suporterii înainte de partidă? Ce au zis suporterii steliști după ce s-a terminat meciul dintre FCSB și Sepsi? Deci super meciul etapei, Voxurile de la FCSB cu Sepsi. Mulțumim încă o dată Superbet pentru sprijinul pe care ni-l acordă. Mulțumim Superbet și pentru faptul că este sponsorul emisiunii noastre, sponsorul principal, și mulțumim Aqua Carpatica, sponsorul premium al emisiunii. Le mulțumesc tuturor băieților care ne-au ajutat, toată echipa coordonată de Cristi, toți băieții de la site, băieții de aici din partea tehnică, din studio, din regie, care stau cu noi cu orele, și bineînțeles îi mulțumim și lui Adi Barna, lui Leo, lui Silviu Gherin, toți care, toată echipa care ne ajută să încercăm să facem o emisiune cât mai pe placul dumneavoastră. Îl felicit pe Dodel că a avut curaj să intre și să spună, apăsat să-și asume lucrurile. Acum a spus adevărul, n-a spus adevărul, el știe până la urmă și până la urmă nu, e viața lui, ca să zic așa. Dar faptul că a avut totuși curaj într-un moment atât de dificil arată că are un caracter puternic Dodel și asta ne dă speranțe că o să treacă și peste acest hop. Mulțumesc, Andrei, încă o dată, mulțumesc, Florin. Super fanii etape, super voxul nostru de la Sepsi cu, de la FCSB cu Sepsi. Toate cele bune. Puteți să urmăriți emisiunea în premieră astăzi de la 17:30, dacă n-ați apucat să o vedeți, pe canalul de YouTube fanatic.ro și pe pagina mea de Facebook Horia Ivanovici. Noi ne revedem cu Fanaticul luni de la ora 10:30 în direct și în exclusivitate pe fanatic.ro, iar orice informații mai doriți, amănunte despre ultimile transferuri și nu numai, le aflați de pe fanatic.ro chiar acum, site-ul exclusiv activităților de sport și nu numai. Toate cele bune, oameni buni, cam ăsta a fost acest forcing duminică, luni și marți. Ne revedem, am zis luni că ne revedem, cred că am greșit, vineri ne revedem, la câte emisiuni am făcut nici eu nu mai știu de capul meu, că a fost forcing puternic duminică, luni și marți. Ne revedem și vă revedeți cu Fanaticul vineri dimineață la ora 10:30 în direct și în exclusivitate pe site-ul nostru. Toate cele bune, să aveți o zi minunată și de-abia așteptăm să vedem cum va decurge această luptă teribilă la titlul de campioană a Superligii, a Ligii 1, o luptă cum n-a mai fost niciodată, o luptă fanatică.
Foarte important în această seară. Este un meci foarte greu. Cei de la Sepsi au o echipă foarte puternică, dar merg pe mâna lui Florin Coman și a lui Dar Solaru că vor face diferența în această seară. Și în această seară vor fi 4-0 pentru cei la FCSB. Gol Olaru și gol Florin Coman. Coman, Miculescu și Olaru. 3-1 Steaua. Florin Coman, Darius Solaru și Miculescu. Coman, Olaru și Luis Felipe. Trebuia neapărat 3 puncte, le-am luat, mă așteptam să fie mult mai greu. Echipa Sepsi a pus osul la treabă. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim o echipă mult mai omogenă, trebuie să fim mult mai uniți pe acest plan. Din păcate, jocul în repriza a doua nu a fost cine știe ce, n-am putut vedea măcar un gol, ne-ar fi plăcut. E foarte riscant, degeaba avem puncte multe în față, că se poate întâmpla oricine, că acum o să fie între Steaua și Rapid, o să fie... Vă dați seama, cred că acesta este anul nostru. 3 puncte sunt 3 puncte până la urmă. Contează la final să luăm campionatul. Domnul Becali spune că Rapidul nu este o candidată, însă eu zic că este o bună candidată pentru titlul. CFR-ul și, nu știu, atât. Craiova nu mai au șanse, părerea mea. Cred că Rapid s-a întărit și joacă fotbal. Sperăm să-i batem și pe CFR și pe Rapid și să facem niște rezultate extraordinare pe parcurs.